stai, mă, nebună, bă, stai, mă, că... Nu ți-am zis de tot avantajele afacerii, bă! Care dracu avantaje, mă, că dacă stau să mă gândesc acum la ele, e o listă prilă și tufoasă numai de dezavantaje. Ia uite, mă, zi unul, bă, zi unul, acum și-am închis afacerea. Am închis-o acum, bă. Bă, unul la mână că nu iei tu decizia dacă se face aici cimitit de animale sau nu. Și doi la mână, terminați dracu, mă, că vine omul să bea o bere și în loc să vadă copăcei și verdeață pe aici să vadă frumos, îi sare în o cruciunițele alea. Cum adică, mă, ia mai zi o dată, mă, de cruciulițe. Cum adică, ce cruciulițe? Cruciulițele alea care le poartă ei la gât, prânțișoarele de aur, prostul dracu care ești. Crucile alea care vreți voi să împăziți aici cu animalele voastre. Eu ți-am dat exemplu cum ar veni de un dezavantaj, m-ai înțeles? Da, mă, dar vezi că nu gândești prămatie. Ce ai zis, mă? Ia, te-am prins în offside, da? Marele completator de integrame nu știe cuvinte. Adică nu iei toate lucrurile în calcul, nu te gândești la tot. Cum înțelegi? Fii atent. Vizualizează tabloul ăsta. Vine omul aici, da, frumos la cărciumă să bea și el o cafeluță, o bărică, să mai strecoare pe acolo un rachiucea. Își aprinde o țigară, se șeze jos, să uită mii de cruci. Care nu sunt orice fel de cruci. Știi cum facem noi crucile astea? Cum le facem? Hai de capul meu, cu power, cu roz, cu panglicuțe de alea colorate, cu spectacol, bă, show. Carna, Rio de Janeiro! Amore! A? Nu faceți, mă, nimic, n-auzi. Bă, facem, mă, facem exact cum e ăla, mă, cum e cimitirul ăla de Maramureș, mă, cu bucurie, bahaos, ăla care are nume de sapă, de... Săpânța. Așa, mă! Deci totul viu colorat, animalele moarte, totul viu colorat, înțelegi? Spectacol de culoare, mă, băiatul, înțelegi? Carnaval! Ce vorbesc? Rio de Janeiro! Unde vă lasă astea, mă? Hai, noroc, băbiță. Puneți mâna și descărcați că voi ați plătit deja, dar ați plătit doar materialul și transportul. Nu pot să le descarc. Vom să dați și o bere? Hai noroc, Nicule. Hai noroc. Ce zici, mă, stăm cu tine la masă? Noroc că stăm, mă, cu el la masă. Vrei să stăm la altă masă ca să ardem gazul de pomană la mai multe mese? Ce ai, mă, ești prost? Ce mă de așa, mă? Prost, mă, că mă ia nervii aia, mă. Ce le-au la una, două, trei boli, m-ai făcut prost. Bei o bere? Da, mersi. De care? Blondă. Dar dacă e mare deranj, mă duc eu. Nu, nu e pandemie, mă duceam eu. Da. Auzi, mă, dar voi sunteți prieteni? Ce-i mai bun? De ce întrebi? Vă certați tot timpul așa, vă luați în gură unul cu altul. Nu v-am văzut și eu niciodată să stați liniștiți de vorbă, așa, așezați. Nu e, mă, Nicule, vorbim în contradictoriu, mă. Eu zic că e albă, el că e neagră. Uite așa, vorbim trei zile pe un subiect. Nu ne plictisim niciodată. Ia. Yeah. Hai, mersi. Hai, mă rog. Uite, de exemplu, eu acum zic că ce face bogătanul ăla cu nume de neon nu e lucru bun și prostul ăsta zice că nu e treaba mea. Care bogătan, mă? Care din ei? Elon ăla cu nume de muscă, de vrea să facă el oraș pe Marte. Și prostul ăsta zice că n-are altceva mai bun de făcut decât să trimită oameni pe altă planetă, auzi? Planetă care nici măcar nu poți să respiri, bă, dacă ești la o țigară. Te bagă în rachetă, ai ajuns pe Marte, da? Te dai jos îmbrăcat în pijamaua aia cu acvariu în cap și te bagă într-un bunker. Mare șmecherie, mă, n-ai văzut așa ceva. Bă, pandele mele, că pușea creierii, bă, dar azi dimineață e de aici, de acolo, că am ajuns să trimitem oameni pe altă planetă, mă, nu-i trimite la Brăila, mă, la mama dracu, în cosmos, știi cât e până acolo? Și ce mare șmecherie, mă, că îi bagă într-un bunker, bă, îi bagă într-o cameră care e mai mică decât o cameră de cămin, bă, că stau amărâți ca țigările în pachet. Tu vezi, mă, Nicule, cu cine trebuie să încerc eu să port o conversație, mă? Hai că-ți place, lasă și ce-ți place să-ți dea mingea înapoi. Asta nu mă, că-mi place, mă, că sunt morfule. Hai noroc, mă. Hai noroc. Ce faceți, mă? Bă, eu de mult mai l-am pe Vasile la suflet. Dar ce a făcut acum, eu nu credeam în stare. Mă, ce m-a enervat, că mă-ți bea o bere. Ia, păi ce faceți, mă, acum nu mai dezbateți? L-așteptați pe ăsta să vină? Păi, nu? Și lucrarea. E mulțumiți oamenii? Dar de ce te interesează pe tine dacă e mulțumiți oamenii? De ce nu te interesează dacă eu sunt mulțumit? Că de ce la o lucrare toată lumea ce au luat, dar proprietarul e mulțumit? Bă, da! Pe nimeni nu interesează dacă meșterul e mulțumit, că și el a pus suflet. Aoleo! Iar te-ai făcut de rahat, nu-i așa? Ai băut ceva? Nimic, 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 nimic. Nu te cred. Bă, scoate viola. Adică ai făcut treabă bună, nu? Am făcut o treabă foarte bună.
foarte bun. Dar n-a fost apreciat la adevărata mea valoare. M-a făcut cum ai zis. M-a atins de băutură și m-a văzut de treabă. Da? Am ajuns la același rezultat. Lucrare nefăcută și fără bani încasați. Bă, Celentano, dacă tu și nebăut o dai de gard, înseamnă că chiar cariera ta de meșter e păducă și gata, ai intrat pe linie moartă. N-am dat-o, domnule, de niciun gard, adică nici măcar nu m-a sprijinit de el, dar dacă e tâmpis, e tâmpis că nu s-a hotărat, deci m-am apucat, zic, ia mă, deci mă apuc de alb el, îi place alb. După aia a venit nevasta, bă, că ce e alb, albastru. El a venit, bă, cum m-a făcut albastru? A mai venit și cocoșata de soacră sa care zicea, alo, alo, păi bă, aici vreau și eu ca să beau ceva, vreau și eu ca să merg de tăvăleală. Nebuna aia de soacră sa chiar, tu știi ce-am făcut? Aoleu, ce le mai minți, mă, Celentano! Cum să cred eu, mă, așa ceva? Că ăla te-a chemat și că el nu s-a hotărât ce vrea. Nu se poate așa ceva! Pă, cuvântul meu că așa a fost! Îți mai dai și cuvântul, hai, lasă-mă în pace, măi... că așa ești tu de când te știu, de ani de zile ești așa. Adică tu ai dreptate, ăilalți minte. Tu ești deștept, ăilalți e proști de bubuie. Bă, n-o să meargă, mă, mereu așa, mă, Celentano. Poți și tu în viața asta, măcar o dată, să spui adevărul, să nu minți? Pot. E, zi ce s-a întâmplat! Eu m-a ajuns la lucrare, m-a apucat de o lucrare. Așa? El a plecat la Canciu, că avea nu știu ce treabă. Așa? Eu a rămas singur, m-a dus în pivniță. Așa. Eu am băut o damigeană de vin și o sticlă de pălincă de gutuie și am adormit. El a venit, m-a găsit, m-a atunci în cur, mi-a dat afară. Eu, e bine? Așa, mă, băiatule, mă, vezi că se poate. Acum nu te simți și tu mai bine că ai spus adevărul? Bă, bă, mă simți și mai bine dacă mă duce la oaie să-mi beau o țuie. Eu fac o tocană de cartofi, vrei? Nu, mersi. Eu am mâncat la ăla. Eram sigură că nu te-ai oprit numai la băutură. Of, mă, Celentano, mă, praful s-a ales de tine, vai tăcă. Până te dai mai aproape, Dalita, să te uiți la secretele care eu ți le zic. Nu stau așa ca tine să... Aoleu, aoleu. Eu am văzut cum faci. Zic că-i muncitorii pe șantier. Ai luat tot, le-ai bătut păc, le-ai trântit. Cum fac eu, cum fac cimentul. Ia, sparge sacul, dar aruncă-l, fă-l cu apă. Nu, păpușă dulce. Aici se vorba de amănunte, ai văzut? Ai văzut, s-a notat. A luat tigaia, am pus-o, am adus-o, am pus-o în tură, am pus-o în tură, s-a mestecă, m-a mestecat până o aduc în temperatură. Pe care ai lăsat-o cam mult, dacă mă întrebi pe mine. E te uite, ghiniolul, dracu, că uite, întreabă nimeni. Ce faci tu acum, rămâi nezisă cu temperaturile tale, băi, de că am făcut tutura cu trebuie, ia cu trebuie. Și atenție, magie, magia este ingredientul secret. Ba-ba! Bă, bă, stai drag, cum te nu pune alcool acolo, nu stric alcoolul pe ouă. Bă, tu mă vezi pe mine, mă! Bă, tu știu eu câte ori am făcut o figură asta, pentru că se cheamă specialitatea... Bă! L'omlet, le flam blanc! Flam blanc, o flam blanc! Bă, le flam... Stai, gură! Bă, coniac, mă, ăla mă-l pune peste ouă! Așa cred că nu știu, este omletă flamblată! 300 centimetru și o făgheață la mal. Și asta îi dă o aromă. Deosebită de ce bun este în fiul al dracului, dacă pun puțin. Pun puțin, ai dreptate, pun puțin. Prostești, bă, te flambași, prostule! Alo, mămica! Gata!
Gata, avem o campioană! Dalida campioană, trebuie să vină diplomate! Mă, Fericele, cele în țară au câștigat, mă, că a descoperit cel mai frumos cărbune! Așa e! Nu faceți probleme, că sunt bine! Bine, pătrecu, să te ia! Aolo! Ce miroase așa! E concurs de cine face cea mai bună omletă, a câștigat Dalida, să știi! Păi, Celentano, cu ce te ștești tu pe față, mă? Lasă-mă prepaș, eu vezi că sunt în suferință. Sufletește și trupește. Păi, tu știi că i-a pierdut concursul? Păi, tu te ștești cu cămașa mea bună de duminică, dacă nu te o... Păi, trece de asta. Ușor, 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 ușor. Trage, trage. Bă, ești prost? Păi, ești nebun. Ce? Ce zici tu de asta? Bă, tu ai nebunit la cap? Tu ce-ai făcut mai tăiat? Să alcăm un japonez, al usat să faci un tirbușor? Că e tirbușor, nu? Că seamănă cu un tirbușon. Nu e, bă, tirbușon. Bă, e, bă, e tirbușon. Vezi că e exact tirbușon e. Nu e, mă, tirbușon. Ba e? Ba nu e. Ba e, mă, ba e. Nu e. Ba dacă zic că e. Nu da, e, tirbu... ba e, tirbușon nu e, tirbușon e. Fricele, dacă mai zici odată că ăsta e tirbușon, nu mai vorbesc cu tine toată viața mea. Bine, mă, dacă nu-i tirbușon, zi tu ce e ăsta care e ca un tirbușon, exact, exact, dar nu-i tirbușon. E de tirbușon de mână stângă. Da, pe da, Fricel. Tirbușon de mână stângă. Băi, nu mai te râd de pe tine. Păi că și-am făcut eu schimbă umanitatea. Bă, toți care muncește, lucrează pe dreapta. Vasile, semnează actele cu dreapta. Adile, fură cu dreapta. Bă, nevasta ta, va și cu zonaci, cu mâna dreaptă. Deci toți, eu dau gletul cu mâna dreaptă. Mâna stângă rămâne liber. Și m-am gândit la proletariat. La omul muncii, care asudă de transpirație muncind. Merită și el un moment de alinare pentru suflet. Cu mâna stângă. Una sângă să-ți face o sticlă de spuman. Trebuie să vezi ce zice soacră ta acum, că e tețăl când un japonez să faci mai multe tirbușoane din el. Și dă mâna stângă. Hai, da de dracu. Ce-ai făcut, mă, să-i căduci? Oh, ai găsit alt căruț? Ce-ai făcut, mă? Ai omorât-o, nebunule, fiată-mea. Mi-ai tăiat salcâmul japonez? E unde și-o părut tot e frumos am făcut. Mi-ai tăiat salcâmul japonez ca să faci drăcia asta? Da. Bun! Te-o omor! Te-o omor! Mă vezi! Mă vezi! Concurs de dans! De ce? De dans de bunule! Deci e bombă idee! E bombă! Explozie, bombă! Înțelegi cea mai tare idee pe care mi-a venit vreodată? Înțelegi? Și nu așa oricum! Da! Nu, tată! Pe muzică! Ei, na? Wow, 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 wow. Mă dă-ți adu-ți berea și zici, da? Bag! Hai pe camă! Chiar dacă nu sunt tatăl tău, mie mi-ar plăcea să rămânem prieteni. Dacă vrei, poți să te învăț să tragi cu pistolul? Nu e cam periculos? Nu e periculos. Că nu merge! Atunci cum înveți să trag cu el? Păi îți arăt lucrurile de bază. Uite, fii atent. Deci, întinzi mâna, da? Iei țintă cu stângul sau cu dreptul. Bine, eu de obicei iau țintă cu amândouă. Știi? Și apeși pe trăgaci. Nu eu! Hai că a luat-o. Cred că s-a desfundat. Eu de 3 ani nu l-am mai folosit, că mai spărgeam nuci cu el. Și, că știi ce tare e partea asta metalică? Fii atent!
faceți? Vă jucați cu pistolul? Doamne, Robi, cât de irresponsabil poți să fii om în toată firea, dar mă așteptam la mai multe de la tine. Stai liniștită, că n-a fost nimeni rănit și nici măcar omorât. Asta mai lipsea. Te simți bine, pui, nu-ți cal cu geaca asta. Sunt bine. Hai să mergem. Mersi mult. Claudia. Da. Să știi că mi-am dat seama că nu sunt tatăl copilului. Ți-a luat ceva timp. De adevărul că așa cum te știam la școala de poliție, te-ai prins mai repede decât mă așteptam. Mersi, da, să știi că nu e frumos ce ai făcut. Nu e frumos, scuze, dar să știi că e mai ieftin decât să plătești o bonă. Hai, mamă, să mergem. A, și ai și tu grijă de pistolul ăla, o să se descarce, o să rănești pe cineva și, Doamne ferește, mai intri în pușcărie. Stai liniștită, că am experiență în câmpul muncii 20 de ani. Da, da. Pa, pa, mersi mult. Cred că s-a desfundat de la nuci. Tu nu ești sănătos, dar cap, ce-am vorbit noi doi? Bă, ce-am vorbit, ce n-am vorbit, nu mai contează, mă, am drumul meu în viață. Bă, acum, termină gata, cu vorbele astea, mai mult loc cu vorbele astea, că mă nebunești de cap. Ce vrem, mă, sunt Gianni Nou, mă? Bă, Gianni Nou, cine te-a învățat pe tine, mă, cât face 3 ori 3, 4, 4? Cine te-a învățat toate combinațiile? Nu te-am învățat eu? Asta curață nu-i combinația noastră, n-am vorbit noi doi. Hai, bă, ca să-l învățăm pe rață să facă asta cu reprogramări mentale, nu știu ce, să scoate pe Dorel din depresie. Acum că a venit aspirina, s-a băgat în combinație, nu știu care-i treaba, dar las că o dreg eu până la urmă. Dar e combinația noastră asta curată, da, n-are treaba. Dar mă, știu, mă, știu. Păi și dacă știi cum dracu-l pui până la mă să te reprogrameze pe tine mental, să te facă Andy Moisescu. Păi n-a zis, mă, Nicuroasă cu gura lui că se poate, se poate. Păi el vorbește din Facebook, mă, e cuvintele lui Fuego, n-are nicio treabă ce zice el acolo. Ce șarpe ești, vrei să mă dai pe mine la o parte să bagi tu în față de-aia? De-aia nu vrei tu să mai fac eu reprogramare. Lasă la ce să mă bag eu în față, mă, dacă e combinația noastră? La ce să te bagi în față, mă, nu strica din nou. Vreau ce eu să mă reprogrameze. Vreau ce eu să mă reprogrameze. Lasă că e șarpe, nu mai uit. Iată, ia banii înapoi că eu am drumul meu în viață. Bă, Gianni, bă! Ce-i pus toate astea pe lampa asta, mă, Gianino? A, să se vadă frumos, uite ce drăguță e. Lampa e creația mea. Păi știu, dar mai rău mă încurcă. E, te încurcă. Uite-te și tu mai cu atenție acolo. Cum e, merge? Ține ceva aici, dar nu-mi dau seama. Cred că l-ai învârtit tu prea tare. Nu eu, mă, Firicel. Păi dacă l-ai lăsat pe Firicel? Păi dacă s-a oferit el, ce rău să fac? Uite-mă la el. Auzi, dar am zis și mie ce ai pățit cu ochii, ai căzut, nu râziți ce s-a întâmplat. Te-a bătut cineva este, a? Hai că a ieșit. A? Gata, a ieșit. Unde e ăla, a? Ia de acolo pe masă. Te ajut? Nu. Deci îmi spui, îmi explici care e treaba cu copiii, nu mai vrei să-i faci, nu îți dorești, deci n-am înțeles mai bine. Băi, Bugenina, dar mai lasă-mă, mă, nu mă stresa atât, dar ce mă tot zăpăcești? Stai să termin și după aia zic. Robi! Robi, trezește-te! Robi! Robi! Ce? Ce frumoasă ești! Lasă asta! Tu ce m-ai speriat? Ia-ți râuțișcă, rămurică! Stai! Stai! Ce? Nu te mișca! A? Și-a revenit! Cine și-a revenit, mă? S-a trezit, mă! Mamă, ce ne zici să ești? Băi, stai-mă puțin! Deci eu n-am făcut-o, crede-mă, n-am făcut-o intenționat! Eu mă speriasem, am crezut că nu o să mai am copii, dar... Gianina, eu să am copii! Mamă, ieși afară! Băi, stai, mă! Ieși afară! Stai, stai, și porcule care te-o mai chema la mine acasă! Mai cam așa, în modul general. Persoanele de față se exclud. Ah! Robi? Că e adevărat ce se zice? Ai un copil? Da. El e Vlăduț, eu sunt tatăl lui. Da, lasă asta. Eu sunt mama lui? Ce? Dacă-s măsa. Băi, Gianina, bă, nu știu ce să zic. Vlăduț, tu ce zici? Dacă tu ai fi fost mama mea, ai fi știut. Ce să zic, că parcă ăsta 10 ani a știut că e tată. Păi da, dar la bărbați e altceva. Cred că tu știi mai bine. N-are sens să explic eu, care-s doar un copil. Ce zice asta, mă? Bă, dar mă zăpăcisei de tot, bă, Gianino. Bravo, tată. Bravo.
Ai văzut ce isteție? Vă seamănă cu mine, mă. Da, mă, și ce? Parcă cu mine nu seamănă. Bravo, mamă. Seamănă, uite. Ia lasă-mă-n poate, mă. Vlăduț, tată, deci cum să semne cu tine dacă tu nu ești mama lui? Da? Hai că mergem să întrebăm pe cineva care chiar se pricepe, da? Vlăduț, mamă, ai cu mine. Ai ăsta. Ai repede cu mine. Stai, mă. Vlăduț, tată, stai. Vlăduț, mamă. Băi, Gianino, dă-mă copilul, mă. Da, atât de tare îmi doream să plece proasta aia de acolo, să nu mai găsesc pe acolo. Eu mi-am dorit atât de tare și asta s-a întâmplat, mă, că m-a reprogramat mental. E mare om Nicuraț, mă. Băi, o să scrie istorie, vă zic eu. Genial. Băi, genial, mai adu-mă și un coniac. Adu-mă, de ce să-l aduc? Crede, genial, mă. Băi, dar prost e ăsta, mă. E prost rău pilonul ăsta, mă. E foarte prost. Și tu ești și mai foarte prost decât el, Firicel. De ce, mă, ce? E genial, Nicuraţă, ha. E genial și măsa și tasul, toți e genial, e din am de genial. Bă, dar nu ți-e ruși. Bă, vorbește așa de ăla de față cu mine, mă. Păi ce dacă i-a murit, e genial. Hai, mă, ce o toftiți așa, am zis și eu așa, am făcut ăsta pe placă, am cântat în strună ca să mai dea un coniac, că ai nebunit la cap, ce nu e bine. Nu e bine. Nu pe dracu. Cele două să bii, nu ca pe aceștia. Ce să bii, mă, care să bii? Eu cu Nicuraţă. Ce mă, dracu, adică, bă, eu acum că m-am programat să rescriu istoria, s-a apucat Nicu Raza să scrie istoria, păi sunt prostul lui să rescriu ce scrie el! Hai noroc! Hai noroc, bă! Băi, băi, de asta vorbeam, băi, ești băiat deștept, băi, ești foarte deștept, bă, bă, piloane, hai noroc! Băi, ce dracu arestam? Dar chiar, mă, ce-ai? Doar nu știu, mă, că mi-a zis că nu scrie el după Nicuraţă și că și-o dă parte în parte la jumătatea istoriei, că nu-i place celuia carte de istoria lui Nicuraţă. Așa mi-a zis, mă. Ați înțeles, nu? Băi, n-ai zis tu așa că nu scrii tu după el, că nu înțeles scrisul, ce-ai? Asta ai înțeles tu? Da, ce să... Bă, stai pe lângă mine de atâția ani. Asta ai înțeles tu? Bă, bă! Că nu o să vă zic ce știu eu. O să vă dau peste cap tot azimutul de la început la sfârșit, după aia la sfârșit o să ziceți voi că ce proști ați fost și o să vă închinați și o să ziceți, aolo, Doamne! Ce, mă? Zim. Ce? Zim, mă! Acum? Dă-mă, da, zi ce vrei să zici! Bă! Deci voi chiar n-aveți nicio idee de ce vă spun. Bă, deci te-ai pus... Zim, până... mă, odată! Atenție, atunci! Dacă vă spun, deci, chestia asta care o să vă dea vouă pe cap totul și o să zice, aoleu, ce prost a fost, dacă voi nu știți nici măcar nimic, n-aveți nicio idee, nu vă supărați că vă zic! Nici nu merita să vă spun care e. Bă, nu! 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 Bă, vă coace, n-auzi? Bă, vină, mă, coace! Vă rog să-mi prezentați cuiul. Oh, cuiul? Nu am înțeles. Ăla ce mai e? Cuiul. Adică să te dezbraci, nebunule, asta... Mă, adică, deci fiți atent, dacă s-a ajuns la chestii de-astea, mie nu-mi convine, da? Bă, fii atent aici. Ia vezi că nimeni nu-mi convine. Noi aici, noi nu vorbim cu de-astea aici pe la unii prinsa, da? Noi arătăm cuiul unul la altul, cum zici tu aici. Noi aici fiecare arată cuiul la femeia lui, da? Ia vezi, nu te trecut aici. Maxim, maxim la alții. N-am înțeles. La nevestele lui alții, mă, adică mă înțelegi bine, asta dacă eu te ține... vorbeam de cuiul firmei. Bă, taci, mă, din gură, n-auzi? Ce dracu e? Da, chiar ce e? Cuiul firmei. Deci ai zis băutură gratis de la mine din Cârciuvă pentru toată lumea? Da, 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 da. E, băi, Gian, zi, mă, nu e așa, zi tu cum stai, e. Stai, mă, că nu, adică, da, da, banii se duc la o organizație de copii care m-a sunat în weekend, cum ar veni. Da. Și n-am putut să nu-i ajut, Bobiță, că știi cum e, și tu ai făcut la fel, da, locul meu, inimă lângă inimă. Suflet lângă suflet, le știu, dar e toate alea, te știu, om, bare, dar eu, cum s-a întâmplat, 10 minute am lipsit. Unde, mă, că ești? Lasă, că nu contează de când a plecat. Ideea că 10 minute am lisit și am găsit o halima asta la Cârciuma. Ai dat Cârciuma cu sus în jos. Ce concurs de dans, mă? Cum adică băutură gratis de la mine din Cârciuma? Stai, mă, că nu e, bă! Stai, mă, că nu e! E pentru fraier, mă! Fraierii care s-a înscris la concurs! Stai, mă, nu... Stai, mă,
Lasă-mă să știe și el, mă, deci iată, Fraier să scrie la concurs, tasează până nu mai poate, că n-are nimic voie să bea, li se face sete, dealele dau o cană de apă, i-am eliminat pe toți, rămâni cu banii și nu bea nimic, mă, gratis. Ma, bravo. Lorene, noi suntem Fraier, hă? Ia dă banii înapoi. Ia dă banii înapoi. Mamă, Căciula! Unde Căciula, mă, frat Ardiles, Căciula? Fii atent că a plecat cu ea, mă. M-am întâlnit eu cu el aici după curs, mă. Da, mă, mi-a frat. Ardiles, banii noștri. Hai, mă, după el. Aduce și mie, Căciula. Stați aici, că vezi e după aia. Da. Ardiles. Păi de ce nu te duci, mă? Tu n-ai bani de recuperat sau cum? Păi da, mă, te servesc imediat. Vreau întâi și întâi ca să-i încing un pic pe Gianni și pe Dorel, că ei a fost capul răutății. Bravo, mă, place cum gândește și inteligentul, dar dacă erai femeie, era nevastă la de mult. Fiți atenți cum facem, mi-a venit o idee. Vreți concurs de dans? Facem concurs de dans. Voi sunteți în juriu cum ar veni, la trei beri plătite, una este gratis din partea mea cum ar veni. Voi, fetelor, dans. Da. Nu, eu că nu, eu nu pot, că te mă duc la copii să le zic că n-am să niciun ban și stai asta. Nu, e că m-am întâlnit eu cu ei, acum pe drum. Erau toți adunați și le-a zis, bă, n-a strâns la niciun ban, s-a plâns puțin, a găsit un corcoduș, s-a dat, mănâncă corcoduș. E bine. Păi atunci stau liniștit, pe da. La o piață pe inimă. Da, dar spun alta, acum atenție, deci fiți atenți. Deci noi suntem juriu, la trei beri plătite, una gratis, voi dansați, dar știi cum dansați? Vreau să văd frumos, pe mai multe probe, fără oprire. L-a oprit, deci care v-ați oprit? 10 palme după ceapă de la fiecare. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ori 2, 14 palme la fiecare oprire de Căciulă, v-ați înțeles? Da. Hai, vă rog frumos, Mihai, Elvira, ringul e al dumneavoastră. Poftiți aici. Hai. Haide, dă-i, vă rog, de acolo. Bagă. Și ridicăm volumul la muzică, să înceapă concursul. Nu, nu plus, băi, nu plus. Băgați merenghe, ceabata, am băgat toate alea, tangouri, valsuri, hai, bagă frumos. De drumul la Dorele, de pe Bani Dans. Da, la de purt așa îmi place. Bravo, bravo. Așa îmi place și robotul. Ce place și robotul. Da, mai bine de tot. Tu câștigi, eu pe tine am toți banii. Bravo, mamă, ce tare. Pe ăsta l-am găsit, mă, la repezeal. Bravo, băi, bravo, bravo. Te să facem tot niște cărbune, acum să facem un jar. Ce, mă? Cărbun să facem un jar. Ce trece cărbun, mai nebunii la cap, ne descurcăm noi, mai. Bă, Felicire, ce ai, bă? Stai, bă! Ce faci, mă? Ah! Wow! Ah! Ia, mă, capacul! Asta, mă? Este soluție de avarie, bă! Bravo, mă, Felicire, vedeți, mă, de-aia l-am luat eu de bărbat! Că le descurcă pe toate! Ah! Ah! Hai, mă, dă-i foc! Dă-i, mă, foc, auzi! Păi, n-am. Ah! Hai, mă, scoate! Ce dracu să zic eu ceva acum? Ce dracu ai, mă, te uiți așa pe mine? Care-i treaba? E un joc ceva? Trebuia să nu clipesc? Trebuia să zici? Bă, Bobiță, am și un joc, că nu eram pregătit. Hai încă o dată, ia. Ia, bă, uite-o. Bobiță, ești fraier. A, deci nu e joc. Nu. Ce mă bucuram și eu că te țineam 20 de minute așa numai pe liniște. Ești fraier, bă. Da, m-am auzit, ai mai zis odată. Nu că ești fraier, ești zero barat, ești nimic, ești ca și cum nu ești, mă. Bine, mă, așa, și bravo ție, ciudă mie, ce să fac? Nu, tu n-ai auzit ce ți-am zis, mă, ție ți intră pe ureche și ți-e să pe alta, mă. Am auzit, mă, că sunt praf, că sunt zero barat, că dragi să te ia. Păi dacă eu sunt așa, tu cum ești, mă, hă? Ii, lasă-mă, mă, pe mine, că nu e cazul meu aceea, ci vorbim despre tine, da, Bobiță, fii atent că trebuie să faci niște schimbări. Eu? Da. De ce, mă? Uite, ca să reușești în viață, Bobiță. Ia uite-mă puțin tu în jurul tău așa. Ție ți se pare că eu nu am realizat, nu sunt tot ce trebuie? O cârciumă, mă? Da, mă, da. E puțin, mă. Bă, puțin, mult mie mi-e de ajuns. Fiți de ajuns că ești prost de-aia, înțelegi? Eu pot să te ajut, da, să fie mai bine, Bobiță. Eu pot să-ți dau un secret care să schimbe viața total, să ai de 10 ori mai mult. Mă, da, poate că eu nu vreau să am de 10 ori mai mult, poate-ți mulțumit așa. Ce să așa, mă, ești mulțumit, mă, să faci integrame și să spargi semințe toată ziua, mă? Da, mă, da. Bă, Bobiță, fii atent că ai căzut în capcana aia în care nu trebuia să cazi, dar eu te scot de acolo, da? Deci fii atent, tu trebuie să ieși din zona ta de confort, Bobiță. Bă, toți milionarii din lumea asta... Da, toți... dracu, ce ai zis, mă, zona de confort? Da. Păi s-a fumat de mult asta, ai auzit-o și tu acum, prostule. Bă, pentru mine nu s-a fumat, Bobiță, că fii atent, ca să fii șmecher, să fii bine toată viața, nu trebuie să rămâi în zona aia.
toți milionarii din lumea ăștia mari a ieșit în zona lor de confort, de-aia are... Dar lasă-mă să fie la ei acolo, mă, mie nu-mi trebuie, mă, dai drag. Bobiță, fii atent că eu mă bag. Bă, tu să te bagi, dar fii atent, dacă te bagi, te bagi până la gât, așa că dacă bagi și capul, se înfundă nările și muri acolo. Faci mișto, este? Treaba ta! Fii atent că eu am intrat în program și mă duc rachetă! Unde te duci, mă? Pe succesul în viață mă duc! Ia du-te, bă, pe succesul în viață și lasă-mă dracu' în pace cu teoriile tale, hai! Bobiță, uite-mi coala mine, îți mai zic încă o dată. Eu dacă am plecat, nu mă mai uit în urmă. Bă, da, du-te, bă, du-te și lasă-mă că te iau la punct până la urmă. Du-te și lasă-mă și pe mine, liniștea mea aici. Bobiță, uite-mi coala mine că e pentru ultima oară când îți zic, te bagi sau nu te bagi? Nu mă bag, mă, du-te. Nu te bagi. Bine, bă. Ma. Ce dracu' ai venit cu ăsta în cârciu? E brocoli, bă. Păi văd, dar tu ce ai, helicopter bacter de la stomac? Nu mă vreau să-l mănânc. Cum trebuie să să-l mănânci? Păi ție nu-ți place brocoli. Păi asta e șmecheria, Bobiță, ca să ies din zona mea de confort, trebuie să mănânc ceva ce nu-mi place. A, deci cum ar veni ca să ai succes în viață? Asta e cheia succesului, să mănânci tu brocoli crud. Da. Să mor tu că tu mănânci sărăcia asta de brocoli. Îl mănânc, mă, dacă am zis că îl mănânc, ce crezi, că sunt prost, îl mănânc. Bă, fii atent, îți dau 10 lei dacă mă las să te filmez când mănânci asta. Ena? Da, mă. Fii atent, Bobiță, da. Îi vezi? Da. Fii atent, când am ieșit bine din zona mea de confort și deja am început să produc bani. Fii atent, milionar mă fac, fai pe capul meu, ia stai, mă, așa. Ia, scoate asta. Ești gata? Da. Motor, acțiune. Dorel, mănâncă brocoli. Gata. Mamă, Celentano, am terminat scrisoarea. Vezi și tu dacă e bine ce am scris, cum am scris. Ce scrisoare e aia, Nicule? Ce, mă, pentru ambasadorul Suediei, mă. Cer azil politic. Bă, ești prost? Bă, ești nebun? Băi, ce Celentano, tu le-ai pe Nicu rață cu tine în Suedia și pe mine, prietenul tău, nu mă iei? Mă... De ce am făcut eu, mă, ție de numai pe mine cu tine în Suedia și pe Nicu rață le-ai, mă, de ce? E mai complicată ce situația. Ce e, mă, complicat, mă, ce e atât de complicat, s-a trezit ție să nu mai pe mine, Firicel, prietenul tău, cu tine în Suedia și să le-ai pe Nicu rață, mă? Zi-mă ce ți-am făcut, mă, de nu mai ieși pe mine în Suedia. Băi, Celentano, e... Nicule, trebuie să nu te bagi. Scuze. Ficele, te rog să mă înțelegi și să mă crezi că nu este nimic personal. Ce, mă? Cum, mă, nu e personal, mă? Cum adică nu e personal? Păi, tu le-ai pe ăsta în Suedia și pe mine nu mă iei, mă? Pe Nicu rață-l iau pe interes. Poftim? Gura? Probleme? Nu, scuze. Pentru că n-are cine să mă ucă la București, că trebuie să dau personalul, domnul ambasador, scrisorile. E și ce, mă, nu te-am ajutat pe tine niciodată în viața asta? Și eu te-am ajutat pe tine și așa că să te închid. Celentano? Haide, mă, ia-l, mă, și pe Fricel în combinația noastră, mă, te rog eu. Hai, mă. Nu să pădăce! E mai bine, o să fim și noi împreună, mai mulți români în altă țară străină. E mai ușor. Uite, cu Firicel mai stăm de vorbă noaptea. Ne mai povestește el cum vorbiți voi noaptea și vorbim și acolo. Dacă e ceva, ne apărăm între noi. Uite, păi tu știi cât e noaptea acolo, mă? Bă, noaptea lungă, bă, ceasă lungă. Băi, jumătate de an, numai noapte acolo. E noaptea prin lumină, a făcut zi. Factura la curent, nu-i mai ușor? Plătești tu, plătești el, plătesc eu, punem la un loc. O să ne fie mai ușor, bă, plătim ceva, gata, ne apărăm. Gata! Fijele, te luăm, îl treci pe scrisoarea ta. Bă, adică te luăm, mai face fața asta cu mine. Dar atenție, acolo, noi suntem ambasadorii României. Nu ne facem de râs, nu te-a pus să bei, nu te-a pus să bați la oameni, nu te-a pus să te dai la femeile, la oameni. Bă, te las acasă. Trebuie să te trec pe muzică clasică. Îți place? Asculți? Să te bag în program. Cărți citești?
Trebuie să citești direct în suedeză. Da. Poți să iau și eu pixul puțin. Ia uite, Fericele, ia aici și scrie tu cuvânt cu cuvânt, da? Exact cum am scris eu acolo. Dă și lui, dai și lui o poie. Nu pot că am mai mult de scris. Lasă-le aici, nu da, mai... Nu mai, da, scrie în continuare, pa mea. Scrie acolo, cuvânt cu cuvânt, așa. Ce faceți, mă, băieți? Aveți cenaclu, a? Dați bacul la română? Ha! Ce voi, mă, Piricele, te învață așa să scrii? De ce pe lumea asta numai voi bărbați să duceți greu? Vi se pare corect? Că mie nu? Nu, nici mie. Da, bravo. Adică ce, noi femeile suntem incapabile? Eu nu cred. O femeie poate să conducă un avion la fel de bine ca un bărbat. Da. Și o rachetă. Ce rachetă, mă? Ce are, mă? Rachetă, mă, nu-i chiar așa. Bă, tași, mă, dracu din gură, care de tare ce Miruna? Orice femeie poate să conducă o rachetă la fel de bine ca bărbatul, bă, are tot pedalile alea, e frână, bambria și nu ce să... El n-are două mâini, două picioare. Bă, da, cap, are gât, da, normal că poate. Are, mă, și două mâini și două picioare, dar n-are... Bă. Așa și dacă n-am ce? Crezi că în viața așa se iau deciziile cele mai importante? Păi da, el așa face, normal. Așa că, face, da. Că știu și eu și nu se face așa, că deciziile astea de care vorbești tu se ia cu capul cu creier, nu zic bine. Ai cel zis bine, am crezut că o scapi să... Na, mă, prostule, vezi? Ce, mă? Uite, să vezi cu ceva, o apă, nu. O... De ce noi femeile nu mai să cerem? Fă-mi aia, ajută-mă cu aia alaltă. Da, de urcă-mă, împinge-mă ea. Dă-te jos. Corect. De ce noi nu putem? De ce să stăm la mâna bărbatului pentru o pereche de sandale? Hai să avem banii noștri, să ne cumpărăm singure dacă vrem. Sau o rochie, sau o mașină. De ce nu? Să fim femei pe picioarele noastre, cu curaj să luăm viața în piept. Să nu așteptăm de la voi nimic. Te iubesc. Ia. Yeah. Ce, mă? Scuze, nu, mi-a scăpat. Spune mai departe, Mimea. Spune mai departe, că niciodată nimeni nu mi-a spus asta. Așa ceva, nici mămica nu mi-a zis. Păi da, pentru că în țara asta femeile sunt dependente de bărbați. Nu e ok așa. În Franța e altfel. Femeile sunt mai puternice. Miruna. Vrei să fii soția mea? Uite, și asta mă enervează. Și pe mine mai enervează. Da, asta este un stereotip pe care vreau să-l fac să dispară de tot. Gata. De ce să fiu eu nevasta ta să nu fii tu soțul meu? Da, ia, corect. Eu, deci cum vrei tu să fiu soțul, soția? Ce vrei tu? Eu sunt... Da, și nu pentru bani, cum crede proștii ăștia. Deci eu, Miruna, te rog frumos, mă, să-mi fier după tine, mă. Deci ridică-te, eu sunt acum, mă, sunt copt, bate da, inima mea. Mă, dar mă luați cam tare. Da, mai bărbătește cum ar veni, Miruna. Vreau să spun și eu ca o apropiere de... Nu băga în seamă cuvintele lor care este goală. Wow. Dragă Miruna, spun printre șapte. Deci ce vezi aici este acest restaurant, Cârciuma, care este a mea proprietate particulară. Eu vreau să pun tot ce am, cu tot ce ai tu, să punem amândoi la mijloc și să ne împletim viețile pe care am ificul care se duce spre eterna. La tine mi-e cel mai ușor să zic nu. Deci, m-ai străfulgerat din adâncul inimii mele. Acum sunt gol, sunt un suflet de nimic. Am aflat de accidentul tău și că nu ți-e bine la cap. Da. Ce accident, mă? Ce e asta, mă, cu accidentul? Accidentul? Vezi, nu recunoaște. Operat de... Mă, ce dracu te-ai apucat să ieși de accident, mă? Nu e, mă, niciun accident, tu iei după prostul ăsta care... Mă, dar terminați, mă, gata, o dată! Zi, Miruna, zi mai departe, spune mai departe. Uite, ai aici pe masă, ai toate sentimentele mele. Ce faci tu cu sentimentele mele, Miruna? Și sentimentele mele și inima și tot. Băi, mă face să roșesc. Nu știu ce să fac cu atâtea declarații de dragoste. Chiar că dragoste. Știi tu ce e aia dragoste. Ia uite, mă, dragoste e ce simt eu pentru Miruna acum. Și eu la fel, la fel. Nu, eu simt într-adevăr dragoste. Eu ce să mai zic, că dacă tu tași, dracu, din gură, că ești ultimul om. Da, mă, lasă, deci zi. Eu. Ce să zic eu? E o hotărâre grea. Da, dar până la urmă... Deci? Ma. Am la... Nu e la tine, e la ea, e... S-a întâmplat ceva? Nu... E... Ai venit cu ei din Franța la... Cu cine, mă, la... Motănei. Cine s-o sechestreze, mă, Pasprina? Tu nu ești sănătos la cap? Păi cine are curaj să pună rău cu ea? Nu știu, mă, dar altă explicație nu am. O fi careva din dridul, domn șef. De ce din dridul? Bărcălău, tu știi ceva și nu știu eu? Nu, domn șef, am zis și eu așa, mă. Păi nu mai zi, bă, că mă încurci, mă, mă duci pe piste false. Mă, unde te duci, mă? Păi nu se vede. Păi, și dacă e periculos? Amă, mă lași în pace. Pentru ce, domn șef? Să intrăm în forță. Iar pomenici de forță, domn șef, nu ți-am zis că nu am?
Păi ce, băi, nevasta lui Firicel are? Și uite că a intrat. Nevasta lui Firicel îl are pe Firicel. Și la doar dacă se uite la tine, te pune la pământ. Eu știu ce zic. Ce faci, domn șef, cu pistolul ăla? N-ai stânai gloanțe? Da, bă, da, atacatorul nu știe. Poate se predă când îl vede. Bă, dar nu mai vorbi, bă, părcăloc, că mă încurci, mă. Hai! Ieși afară cu mâinile sus! Poate să iasă și cu mâinile în buzunar, domn șef. N-am văzut pe nimeni periculos cu mâinile în buzunar. Corect, că dacă le ține buzunar, e ca și cum ar avea cătușe. Dar hai să nu uităm variante. Ieși afară cu mâinile sus! Nu zice nimic. Văd și eu cum că nu zice. O fi sechestrat-o și pe nevasta lui Firicel? Mai mult ca sigur. Deci, Bărcălău, trebuie să intrăm în forță. Și eu? Da, mă, și tu. Deci la și, da? 1, 2, 3 Și! Păi ce faci, bă? Nu intri? Eu primul? Da, mă. De ce? Păi că ești mai mare ca mine cu 6 luni, mă. Nu-mi convine. Dar să stai în tramvai jos și eu în picioare, îți convine, mă? Dar ce, mă, noi avem tramvai? Nu, mă, ziceam și eu așa. Deci intri? După tine. Deci eu nu mai merg la tine, mă, gata. Bine, mă, intru eu primul. 1, 2 Mâinile sus! Ce faceți, mă, aici? Mă, tu ai nebunit? Mă, Spirino, tu ești, mă? Nu! Atacatorul lupește prăjit! Bă, nu poate omul să-și pună o mască, să stai liniștit că veniți pe capul ei! Hai, cărați-vă! Stai, mă, că eu am vrut să te salvez, mă, ci... Da? Păi salvează-mă de tine atunci! Hai, pa! La revedere! Ce faci, pă? Hai și tu! Bă, nu înțelegeți că eu sunt la spa? N-a fost sechestrat. Și acum că am rezolvat-o, domn șef, putem să mergem la mămica? Bă, dar mai omori, bă, cu maica ta, mă! Hai să mergem! Mămica, mămica! Te pup, Vasile! Ce faci, Dani, mergem? Unde să mergem? Cum unde? Ți-am zis că mergem la slobozia, nu? Deci eu nu cred că tu ai uitat. Ți-am zis să-ți notezi, ți-am zis să-ți notezi. Eu niciodată nu mă bazez numai pe cap. Eu îmi notez întotdeauna și pe telefon. Cap și telefon, combinația perfectă. Genu, îmi ții scuze, dar slobozia trebuie să mai aștepte. Dar ce? Fiindcă i s-a pus lui Robi pata pe Nealecu și pe vacile lui, căci că au boala vacilor nebune și acum Robi insistă că Nealecu să-și țină vacile doar în curte, să nu le dea drumul pe afară, că mușcă zătenii de jugular. Du-te, bă, de aceea, că n-au nimic vacile alea, sunt sănătoase, tun. Ia uite, mă, alt expert, dar tu de unde știi? Deci vezi că dacă mă iei așa, eu ies pe unde am intrat, să ne înțelegem. Bine, îmi cer scuze, nu se mai întâmplă. Hai, bagă. Te rog frumos. Deci vacile alea n-au nimic, sunt sănătoase, tun. Dar la păcălit popicalul Mizilic pe Robi să creadă că toate sunt bolnave, că popicalul Mizilic s-a certat cu Alecu, căci că i-ar fi dat brânză stricată și i s-a îmbolnăvit copilul. Dar Alecu zice că popicalul Mizilic e mincinos și nesimțit, care de fapt e un bețiv, care de fapt a uitat brânza în soare și s-a acrit și că el i-a dat brânză bună. Dar de unde știi toate astea? Mi-a zis popicalul Mizilic într-o seară când voia să mă scoată la suc, dar l-am refuzat. L-am refuzat că e și însurat și miros așa bere, știi? Berea nu prea-mi place cum se simte. Da, e, și atunci îl păcălește pe Robi ca să îi dea amenzi lui Alecu și să se răzbune. Asta e povestea. Geanu, îți mulțumesc din suflet, gata, mă. S-a lucidat și cazul ăsta cu vacile nebună. Aolo, Robi, cum mă ții tu pe drumuri. Ia stai așa că se rezolvă acum. Robi! Băi! Ascultă și tași cu atenție. Fii atent aici. Vezi ce vine acolo. Mergem. O, mă, că mergem. Hai! Da, hai! Și? Și... Când am scos găleata din fântână, ce să vezi? Era găurită toată. Găleata? Da, da. Mm-hmm. Bine, nu era gaură mare. Așa cât o unghie cum ar veni, știi? Dar bine, e clar că eu am făcut-o, dar când eram beat și nu mi-am dat seama. Când... Ce minte să ai să... Bați cu ei în găleata de la fântână. Dacă ești bat sau... Da, da. Da. Uh-huh. Și... Tu? Ce zici de toate astea?
De ce mai exact? De ce am povestit eu până acum? Da. Păi mai mult ca sigur ți se trage din copilărie. Adică... Cu părinții cum te înțelegeai? Mama ta te-a iubit? Da, enorm. Nu, mama nu. Nu, dar m-a mai întrebat și ieri asta. Da. Și ce? Mor dacă mai zici și azi odată? Nu, nu, prințesa mea. Cum? Nu, mama lui mama îi plăcea să bea. Și tata? Și tata. Mama mai rău ca tata? Da. Da, deci mama alcoolică. Cum zici tu? Cum? Bunica? Mai în vârstă, dar a murit și ea. Și ea alcoolică? Păi, dar de la ce crezi că a murit? De la sifon? Tot de la... Da, deci, da. Da, deci e foarte clar. Niciuna nu te-a iubit. Amândouă a iubit mai mult băutura decât pe tine, că altfel nu se explică de ce să bascuie în găleata de fântână, nu? Da, bravo. Da. Ieri ce-am zis? La fel. Da? Da. Atunci e adevărat că altfel nu se explică de ce să zic de două ori același lucru, nu? Da, bravo. Da, 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 da. Aș mai avea o întrebare. Mam. Cu viața sexuală cum stai? Îți arăt? Îți arăt sau povestesc? Ești ai simțit? Dacă nu cade pică, știi cum e, tu? Eu vrei să-ți povestesc? Dacă poți să-mi și arăți. Da, ia uite că nu se mai poate, ședința s-a încheiat. Hai, papa. Stai, uite că nu mi-am dat seama și mai vreau să mai zic ceva. Ce? Hai de că am stat atât mult de povestit că... Știi... Namaste! Namaste. Ia zi, te simți ca nou? A, un pic așa. Ce, mă? Total nou. Păi și zi, te lepezi de măta, o mai chem pe la noi? Nu mai vorbi așa de mămica. Lasă-l, mă, să se liniștească. Lasă-l să te liniști, tu nu vezi că e amețit așa de la reprogramarea asta mentală. Te duci acasă să-i pui compresă cu apă rece la tâmplă. Și-mi dai și cu uleiul ăsta de puf de plop. Tot așa la tâmplă, da? Hai, hai, că mai avem, la, e coada aici. Următorul! Eu! Dalida, tu du-te acasă că ți-aduc eu ulei din ăsta. Păi de ce să mă duc acasă? Că te duci acasă, că așa zic eu. Du-te mai acasă, că vine eu mai târziu la tine. Da, mă, da, acum mi-a venit rândul. Cum să plec acasă? E. Cum să-ți vină, mă, rândul, dacă e rândul meu? Ia, uite-mă la ea. Ia, stai, dar de ce să fie rândul tău? Eu am venit înaintea ta. Păi da, 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 așa e. Dalida a venit înaintea mea și tu, Gianinuțo, ești după mine. Deci nu contează cine a venit înaintea mea, contează cine are mai mare nevoie urgentă de vindecarea și reprogramarea mentală a domnului doctor, da? Da? Adică eu. Ce urgentă așa mare ai tu ca să intre înaintea mea la domnul doctor? Vreau să fiu în juriu la România o talent ca să fiu ca Andra. Ce vă? Tu să fii ca Andra, cântăreață? Păi ce, tu ai voce? Mi-a râs ca prosta. Pe cine faci tu, vă, prost? Ia vezi, poate te iau de ciupola, cea? Yeah. Nu înaintea mea, că și la capitolul ăsta tot în fața ta sunt. Ia zi, cum vrei să fii tu ca Andra? Adică să fiu în finală ca să-mi dau singură golden buzz ca să trec mai departe. Cum să-ți dai singură golden buzz? Sudă, n-auzi? Ca să fiu în finală, să-mi dau singură golden buzz, să trec mai departe, că eu parcă mă ia emoțiile și durerea de cap, știi, până zice să mai lici cine-i câștigătorul. N-am răbdare. Stai, mă, se poate și așa, mă? Se poate, bă, tu crezi că eu de fraier stau aici la coadă, la domnul doctor, că eu cel mai frică mi-e de domnii doctor, știi? Gianuțo, eu zic că ție nu de doctorat trebuie să-ți fie frică, ci de altceva dacă te uiți stânga-dreapta. Hai, mă, bubiță, că dacă e așa cum zice Gianuțo, vreau să mă reprogramez și pe mine, domn doctor, să mă facă ca Andy Moisescu, știi ce? Lasă-mă, se poate, domn doctor. Puțini oameni prin mulțime, dar binele o să-mi vină întotdeauna răul. Pentru că binele e mai puternic decât răul. Dă-te jos! La ușă, dă-te Silver! Jos! La ușă! Acum tu să vii cu ușa ta! Ho, Silver, ho! Pe arață! Ce faci, Bobita? De ce să fac rață? A venit că m-a chemat-o aia să-i dau niște bani împrumut. Băi, sper că nu mi-ai pâinea de la gură. Te-ai găsit să faci mișto de mine, rață? Nu fac, mă, mișto. Dar faci curse de-astea de la cârciumă la oaie, de la oaie înapoi, azi așa, mâine la gar, poi mâine hai du-te pe la București, două curse. Ha, 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 ce-am mai râs. Haide, băi,
Ce Adi, mă, ia dă-te jos. De ce, mă? Păi ce, care a fost a treia doriță? Păi m-a dus întors, mă. Ce dus întors? M-ai zis că a treia doriță e să vii la oaie să te aduc eu în cârcă ca să ți-ai suc? Păi da, și întors tot în cârcă. Păi n-ai zis și întors. Dar ce vrei tu să te duc întors? Uite, erați aici, ești liber, mă? Da, mă. Păi te-o ne duce cu taxiul. Mă, vreau în cârcă, mă. Ia-te al dracu, dar de ce vrei tu în cârcă? De șmecher. Că e șmecher. Adică să duc eu înapoi în cârcă, să mă deșel tu pe mine de spate, că ești tu șmecher? Da, bravo, șmecher. E, firai al dracu, tu dă șmecher care m-a asturat. Vrei să arăt eu, mă, ce înseamnă să fii șmecher, șmecher? Ia zi-mă, ia. Ia fii atent, ce șmecher. Ia uite pe cine sună aici, pe va. Vasile. Arată prostul, dracu, da. Alo? A, noro, Vasile. Noro, Vasile. Băi, ia fii atent. De ce te-am sunat eu pe tine? Deci, trebuie să mă înțelegi. Da, Vasile. S-ar putea ca carnea aia care era în frigider acolo de era de mici, era expirată, adică era stricată. Ia uite! Nu că s-ar putea. Sunt sigur că știu exact că am uitat, dar n-am... Vasile, ascultă-mă, n-am vrut în niciun fel să fac fră cum ați mâncat toți. Și vomită lumea. Ia uite, băi! Deci, a schimbat salvările. Vasile, iartă-mă, te rog eu frumos, Vasile, să mă înțelegi, a fost o chestie pe care nici eu nu știu, nu mi-o explic. Iartă-mă, plătesc tot, fac ce vrei tu, Vasile. Nu, dă-o dracu de scutire de impozite, știu că nu mă mai interesează. Dar, Vasile, iartă-mă și îți promit că plătesc eu tot. Deci, eu, pe spatele meu, vin acolo și rezolvă. Vasile, iartă-mă, te rog eu mult de tot. N-am. Ba, ești șmecher acum? Mai dă, dar mai puțin așa. Ești mai puțin. Hai că mergem la Stobozia. Ești că ești liber, da? Stobozia, da. Treci în taxi, mergem la Stobozia. Sandale? Nu, merge să luăm 2 saci de ciment de aia mari, 100 de cărămizi și niște vopsea de aia cu aur, ca să facem frumos. Te facem vece în spate. Nu, îți fac ție cavou, paranama dreapă, că te omor cu mâna mea astăzi, te omor, mai înțeles? Nu tine, mă! Nu tine îți fac cavou, da? Și până la aceasta trebuie să ne întoarcem, nu mai te uiți mior că e aici. Că la aceasta e Parastasul. Nu tine! Nu tine, tot nu tine! Da, că te omor cu mâna mea, mai înțeles că ai treabă. Hai, lasă, stai rață că mi-am mintat altă idee. Ce, mă? Ai băut sucul? N-am, nu mai vreau. Nu mai vrei suc. Nu mai vreau. Ia fii atent. Ce, mă? Acum da, mergem. Mă. Nu că nu te bat. Treci în coace. Ce, mă? Ți-a plăcut roibul? Ia fii încoace. Hai. Ma. Mergem înapoi la Cârciov. Ia fii aterat. Mi-am luat roibul. Da. Așa. Dar cum? Dai jos, drept. Da, mă, că da, tamponei. Mă, da, hai, mă. Uite. Lasă. Hai, de hai, de mă, panarama, dracu. Merg mai repede. Nu, mă, mă, doare genunchi. De ce te doare genunchi? Mă doare genunchi, eu te doam ridicat! Aici, mecherul meu! Da, mă, Bobiță, am înțeles cum zici tu, e foarte frumos așa, doar că eu, n-am, eu, bă, am făcut ruibii, bă, deci noi luam mingea așa, la piept, înțelegi? Venea, pac, la caz, intra în ceam, mergea până în capătul terenului. Asta, eu cu mingea la picior nu cred că mă descurc, mă, așa, nu știu. Băi, rați, asta e altceva cu ruibii, lasă-mă că mai e nebunirea cap. Aici e simplu, bă, ce nu înțelegi? Deci tu cu fericire stați fiecare unul pe parte, unul pe parte. Eu când am mingea la picior, voi ați strântit pe aia mea, s-o culoare, eu m-am dus cu mingea, am dat gol și la revedere, bă, ce nu înțelegi, bă. Adică cum, mă? Mă, ce dracu, mă, că e ușor, bă, n-auzi? Tu pe partea, eu pe partea stângă, înțelegi? Când îl vezi pe Bobiță cu mingea la picior, îi lu la râmă, tibie, dinți, pac, pac. Tu, că ai făcut ruibii, plăchezi mânele, că aia ruibii nu lasă să treacă, te faci de acolo. Ideea e, Bobiță să aibă culoare și să dea gol, că fotbalul pe goluri. Bravo. Băieți, sunteți într-o oroare? A? Ce, mă? Păi băi, fii atent, eu am înțeles, ăștia stânga, dreapta, pun picioare, tibii, dragi, karate. Tu ai zis că iei mingea și te duci în față. Cum ajunge Bobiță la tine mingea? Cum adică, mă, cum ajunge mingea la mine? Mă, duc și-o iau, mă, ce ai? Păi asta zici eu, cum te duci și-o iei tu? Păi dacă mingea este la unul din echipa de la Vasile, tu cum zici? Băiatul dă și mie mingea. Dar chiar așa, cine în echipa la Vasile? Bă, Celentano, tu nu dormeai, mă. Vezi, mă, de treaba ta, mă. Ce mă interesează, mă, de cine în echipa la Vasile? Poate să fie Messi, Ronaldo, Cotabiță, nu-i treaba. Bă, eu am luat mingea, ăștia i-a pus pe ea la pământ și eu m-am dus frigere, tu ai înțeles ce ai de făcut? Culori, fac! Rață, tu ai înțeles? Da, mă, băi, dar mie ce mi-e semă la combinația mici asta? Mici dacă... și bere gratis, ce dracu, mă... Dar ție ce ți-e semă? Bă, eu nu, mie nu mi-e semă, nu mi-e semă nimic. A. Dar eu vreau să iară lui Vasile cine e cel mai șmecher pe antrenorat și pe fotbal în satul ăsta, mai înțeles tu? A. Și arbitru cine este? Ce, mă? Ce, mă, te faci că nu înțelegi? Dacă, mă, tu nu știi cum să joacă fotbal, că fotbalul este pe echipe. Unii stânga, unii adaptă la mijloc arbitru care să vă flere pe voi când faceți manțocăriile astea cu falturi care aveți de gând să le faceți. Bă, bagabonților, bă, se bagabonți, bă! Bă, tu mă termin la cam.
Lasă-mă, mă, dracu, în pace cu arbitrii tăi și cu întrebările tale. Vezi, mă, de treaba ta, mă, că noi avem aici altă treabă. Bă, e simplu, Firicele, m-ai înțeles? Dai frumos, dar bine, să nu se vadă, mă, da? Zici că soarele. Îi vreau lați, eu m-am dus, am dat gol și la revedere, mă. Ce, mama, dracu, mă, că nu-i greu, mă, teoria asta. Ia, Lolec și Bolec, ați venit, bravo, mai era 20 de minute și începea meci. Unde, dracu, ați fost, mă? Am fost să-mi iau și eu brez, mă răcorez, nu vezi ce am transpirat de la antrenamentul ăsta, nebunule. Da, și a fost să-mi iau o pungă de pufuleț, că mă lase amețala de la câte mici mi-a luat în față, îți dai seama că, na. Ia, Bobiță, ia uite, mă! Mă, ai dat-o! Dirigele! Bă, Virgil, unde ești, băi? Ce, mă, de bune, nu mai striga așa, că doarme nevastră-mea. Vino, mă, că am să-ți dau ceva. Ce? Aute ce-am pentru tine. Ce? Pică-l de vin. Ca ce chestie? Așa, degeaba, mă. Cum dai cu degeaba, mă, plecă de aici, că te cunosc eu pe tine? Bă, fii atent aici, că eu nu vin la muncă. Eu să fiu al dracu dacă mai pune mâna pe Cazmaieră, când am fost eu la tine la cartofi, că nu mai pot dășeale de 2 săptămâni. Nu, mă, nu te pun la muncă, mă, nebunule. Vino că, uite, mai am ceva pentru tine. Că am și nici de cârnați. Hai, mă! De-aia făcut de tine? De-aia făcut de mine, hai, că nu te mușcă. Și ce, dai de pomană, zic, bă, dar proste, ce-i cu ei? Da, mă, ți le dau așa, eu, da. Hai, mersi. Ce faci diseară? Bă, tu n-auzi că n-am chef de muncă? Numai că nu e vorba de muncă, mă. Vreau să te invit la mine. Diseară? Și mai curând, dacă vrei. Bă, tu vrei să te bat? Ce-ai, mă? Bă, ce băi pe mine cu chestiile astea? Vezi că mie nu-mi plac. Ia vezi că m-a mai băgat pe unul din Slobozia în spital, care tot așa m-a luat pe mine cu vorba bună, se uita așa lung și frumos, i-a dat 2 ungure, dar direct la spital cu el. Nu, mă, nu, de-aia mă ziceam să-i mic cu nevastă ta, mă. Bă, ce de-aia mă crezi că, nu știu, vin, dai vinuțul, îmi dai cârnăciori, pac, și mă inviți noaptea pe la tine, pe acasă, ca să ce, mă? Ca să ce? Tu n-auzi că vreau să-i mic cu nevastă ta, să veniți pe la noi, să ne vizităm așa ca familii? Ca familie, adică familia mea să vină în vizită la familia ta? Da, mai stăm de vorbă, mai bem o cafea. Facem cumva ca americanii aia prin filme. Da? Da. Și cam ce mai fac americanii aia prin filme? Bă, tu crezi că eu sunt prostul tău? Bă, brânzoi, nebunii la cap! Bă, tu crezi că eu nu știu ce fac aia când se strâng ei mai mulți grămadă și beau ei dintr-o oală acolo, toți alcoolul ăla, care se droghează de ei și după aia schimbă nevestele între ei? Bă, du-te, dracu, de aici, asta vrei să facem noi? Nu, mă! Dar cum? Bă, fii atent, eu te înțeleg pe tine că tu ai bucuria nevastă mea, bă, te înțeleg, dar eu la nevastă n-am deloc. Păi nebune, de ce mă iei așa, mă, că nu-i vorba de asta? Dar ce este, mă, să vin așa în vizită familie la familie, așa degeaba? Nu suntem nași, nu suntem fiind, ca ce chestii? Păi tocmai de aia, să ne împrietenim, să fim prieteni, dar ca familie. Eu prieten cu tine? Bă, du-te dracu de aici, că știu ce înseamnă prietenia cu tine, mă. Hai să pun și eu gardul ăsta, hai să tai lemnele astea, hai să schimb și acoperișul, hai de drumul de aici, până nu te bat. De drumul de aici, asta se păstrează, se confiscă taxa de drag, dai drumul de aici. Nu te-am zis! Mă cheamă în noaptea acasă, la el. Te-ai trecut de aici. Drecu, să fii tu. Bă, tot față! Bă, tot s-aș luat tot! Drecu, bă, mă-i găsești, mă, știi cu cine se bate în satul ăsta, bă. Ia zi-mă, animal sălbatic care trăiește în pădure de întreg. Sălbatic, nu? Da. Oaie. Oaie? Păi oaie e sălbatică, mă? Da, mă, ia scrie acolo, mă. U, A, I, E. Bagă. Ia. Păi, P, P, U, A, I. Bă, P, R, O, S, I, lor. Bă, dacă vine un panfil și întreabă de bani, nu te gândești de asta? Care panfil, mă? Panfil de care cea baba. Tu n-auzi, mă, Căderila? Lasă-mă, Căderila, eu te întreb dacă vine panfil, că există panfil. Ea are un nepot care e panfil de a pleca pe la Brașov de tăia lemne de la ăștia pe la România. Te iubesc. Ideea e în felul următor. Că dacă tanti Aurica a fost acolo, că ai zis că era acolo, a tras cu urechea și l-a sunat pe ăla, ia vină, mă, încoa. Ce faci, mă, dacă vine așa întreabă de bani? Bă, dar de ce trebuie să apară panfil, bă? Dar de ce trebuie să cobești tu tot timpul, mă? De-aia nu-mi place de el, bă. Cobește tot timpul. Ce-i, bă? Nu poți să te bucuri și tu că mi-ai ieșit și mie o combinație, nebunule. Bă, eu mă bucur, bă, nebunule, când îți ieși combinațiile, că ești fratele meu, cum ar veni și mă bucur, dar acum în situația asta, cum e treaba,
Eu zic ție că dacă vine Panfili și întreabă de bani, tu ce faci, mă, de unde-i dai banii lui ăla? Că tu te-ai dat pe bere, pe mici, ți-ai luat Adidas, ce faci, mă, îi faci la Xeros, de unde-i dai, a? Dacă vrea banii, e treaba lui, bă, cine a fost acolo lângă căpătuiul ei? Dar corect, mă, cine i-a dat o cană cu apă, mă? Cine a dat, mă, o cană cu apă? Eu, bă, eu a fost acolo când și-a dat duhul tată, eu, nu el. Bă, voi amândoi când vă uniți, sunteți tare periculoși, mă, să dea dreacu dacă vă min cu ceva. Bă, potoliți-vă, bă, că o încurcați rău de tot. Și trece urs aici, nu oaie. Oaie, ce-ai tu în capul ăla loc de creier, bă, de zbehăieție între urechi? Ia... Să știi care dreptate, Gianni, e urs că intri, iau tu. Stai, mă, cu minte că e oaie toată ziua, scrie acolo. Bă, bag așa cum zic eu, oaie. Și nu te mai băga tu, bă. Bine, mă, nu mai mă bag, dar nu mai bine vreți să vă dau eu încă o bere, încă o mică. Să mai poate o bere, Gianni? Da, bravo, normal că se mai poate. Bagă-mă încă două bere așa. Ia aici, frumos. Lasă-mă, știi ceva? Nu mai îmi dai niciun ban. Nu mai dai niciun ban, că eu presim că asta nu se termină așa. Ia și pe ăștia de mie da până acum și fac eu cinste cu următoarele beri și mici, cum ar veni să fie de sufletul ei. Iei, mă. Bă, așa faci într-una, mă. Cobește într-una, mă. Mă disperă, mă. Mă disperă, mă. Ia, mă. A, noroc și-n barbăcioc, cum zicea tata e. A, noroc. Ce dracu aveți, mă? Ce aveți, mă? Iar sunteți proști, bă. Bă, m-ați săturat de episodul ăsta, mă, l-am văzut săptămâna trecută. Dar la ce v-ați luat, mă? Ce aveți, mă? Ce ai, mă? Nu te lua de mine, bă. Ia-te de bușteanul ăsta aici, de față. Lasă-mă, tot eu sunt buștean, mă, e? Da, mă, da! Păi ce dacă vrei să-ți explic de 1000 de ori situația și tu tot nu înțelegi? Ia, ia, dar ce nu înțelege, mă? Ce nu înțelege? Că n-am prins durul. Stai, mă, așa că zic. Bă, știi care-i deranjul de fapt? Care-i, mă, că mă topesc de curiozitate, mă? Care-i deranjul, păi, mă, păi fii atent că zic eu ție acum, bă, piloane. Ia, fii atent. Uite, așa facem de când ne săream mucii pe tarla când eram mici și ne jucam. Eu zic ceva ce mi se pare mie interesant, da? Și asta imediat începe să facă figuri. Că stai așa, că n-are cum, că de unde știi? Păi chiar așa, de unde știi? Păi nu ți-am zis, bă, turbatule, că am văzut aseară pe un post care era destul de chercheli și nu mai țin minte sigla? Dar asta zicea să priceapă și omul ăsta despre ce vorbim aici. Că efectul placebo nu poate fi aplicat și la șoareci, bă, că nu funcționează ia, la ei. Opa, stai așa, că n-am înțeles. Efectul care? Placebo. Când își bate doctor, îi joc de creierii tăi, că îți dă o pastilă care n-a văzut în viața ei pic de urmă de substanță medicinală, dar ei zahăr sau sare, înțelegi? Și creierul tău are impresia că e medicament. N-ai auzit așa ceva niciodată? Dar nu, acum că zici, parcă am auzit, dar stai așa. Așa și? Așa, mă, bă, și doctorii aia vorbea cu alți doctori, tamam pe subiectul ăsta, placebo. Că la oameni funcționează, dar la șobolani nu. Șoareci, bă, șoareci, nu șobolani, că nu suntem aici în țestoasele ninja ca să studieze doctorii pe canale. Da, mă, bă, bă, ideea e că șoarecilor nu poți să le zici, uite, bă, Fănele, uite, bă, Georgele, astea sunt niște medicamente care o să vă vindece de boli, dar tu, de fapt, să le dai buleala, ai înțeles? A, da, mă, da, adică cum? Bă, adică șoarecilor trebuie să le dai direct medicamentul pe care vrei să-l studiezi tu, că nu merge cu vrăjeală, ca la oameni. Înțelegi? Da, mă, cu șoarecii, stai bre, că cu șoarecii n-ai cum să discuți, că cu ei nu poți să te înțelegi. Da, în afară de ratatouille la ăla, de stătea în bască la bucătar și le ajuta să gătească, știi? Bă, du-te, dracu, cu basmele tale, că mi-ai mutat zi, lasă-mă. Bă, piloane, ideea în mare e așa, că oamenii, deși are capul pe umeri, sunt deștepți cum ar veni, poți să-i vrăjești, mă, să le dai pastile cu zahăr, dar tu să le zici că de fapt le dai pastile cu Metropix, Ovax, Albina, înțelegi? Ai priceput? Eu nu înțeleg cum te lasă aici responsabil cu firma când habar n-ai niște noțiuni elementare. Cai de sarcini, registru de casă, cui, hm? Dacă te întreb de casă de marcat, știi măcar cum arată? Da, dar am avut, dar era mare, n-avea loc pe bar și am urcat-o în pod. Mă gândeam eu. Da. Văd că aici se bea pe datorie. Da. Care-i problema? Dacă are lumea bani, ce trebuie? Moară de poftă și de sete? Ce are dacă bem pe datorie? Muriți de sete. Dacă vă e sete, beți apă, băi! Tu ce-a făcut ăsta, mă? M-a comentat? Un pic te-a comentat, da. Bă, chiar așa? Da, duc zi. Firicele, lasă scandalul, stai la un loc. Stai. Ce e asta, o amenințare? Că trece amenințare. E așa un fel de cartonaș galben, prost. Nu, asta e clar amenințare, da? Nu e, bă, ia, trebuie că te paști un cartonaș roșu. Nu, cum îți permiți să vorbești așa? Ei, firicele, deci fără scandal în cărciu, bă, te rog eu frumos. Și dumneata, nu mai vorbi, domne. De ce nu taci? De ce să tac, domne? Da, îți place să vorbești? Păi dacă îți place așa să vorbești, hai mă afară cu mine să vorbim amândoi.
Haide, mă, să ne împrietenim, să ne cunoaștem mai bine, că nu prea-mi place fața ta și vreau să știu de ce. Deci, eu vă zic să stați aceea, că el afară nu prea vorbește. Nu-mi pare rău că s-a ajuns aici, poate că m-am grăbit, dar hai să ne liniștim. Da, adică e... Bă, fii atent aici. Dorele, vezi că am plecat. Trecem pe căietul de sarcini. Da, bravo. Da. Bonjour. Bonjour. Ia la el, bonjour mie, bonjour ție, să ți-o dau la pălărie. Ce cu tine halul ăsta, bă? Ești chiar prost, bă. Deci, o cafea la băiatul și pentru tine, Nicule, vrei? Vrea. Bă, las, că știu că vrei. Și pentru șoferul meu, încă o cafea, dar mai mică, așa. Petit. A, hai că te-a spart, fraiere, petit, adică înseamnă mică, bă. Hai, bă. Ce faci, mă, cu ăla? Domn primar, de ce am venit să vă zic că eu nu mai vreau fazan? Deci nu mai vreau nici papagal, nici barză, că mi-a luat vulturul! Ce vultur, mă, că l-ai curcan? Cum? Vulturi este un primar! Da și mi-o țuică. Bine, mă, hai, stai jos că-ți dau. Vulturi pe tine! Da, mai dreptate, dacă stau să mă gândesc bine... Da, mă, așa e, vultur. Vultur e domn primar! Vultur! Hai, doar ochii sănătate! Ce tu fa, Miruna? Ați la plimbare, ca îndrăgostiți, este? Ce ai făcut, mă, ți-ai terminat cafeaua, terminatule, care ești terminat? Auzi, mă, de ce te plimbi tu cu prostul ăsta, mă? Ce ai văzut, mă? De ce ai vrea să plimbe cu tine, cu cine? A, că ai sărit din la câmpuță acum. Ia, ce-ai zis, mă? A, nu, nimic, scuze. Ia, așa mă gândeam și eu, mă. Și ce făceați, mă? Vorbeam cărți. A? Ce cărți, mă? Cum ce cărți, mă, care le-am citit? A, când ai citit tu cărți, mă, parara, mă, mă? Când am citit eu cărți, când ai fost tu la olimpiada aia de franceză, am rupt pe cărți atunci, ești nebun. Ia zi, mă, Miruna, ieri nu ziceai că treceați pe la mine pe la cârciu, mă? Nu vrei să faci o vizită? Că dacă n-ai nicio treabă, ai vreo treabă acum? Nu. Și ce zici, mă, mergi? Fac eu cinste cu un suc, nu ca milogul ăsta care stă atârnache la femei, da? Ia, cine, mă? Cine, mă? Tu, mă, ce crezi că nu te-am văzut la aluaia? Deci ce zici? Hai că vin! Haide, urcă mașină! Mergi, mă, și tu, paralel! Merg, mă, da, haide, mă! Am încă spate acolo! Stai, mă, că e închis asta! E, da! Da, e închis! N-are cum! E închis! Aaa! De asta faci Dorele! Da! Domn Ardiles, tot respectul! O, dar ce de plăcere! Ce ocazie pe la noi? Eram pe aici în zonă și m-am gândit să te salut. Nu te deranjează, nu? Nu. Mamă, dar ce hăpăi acolo, mă, porc? Sushi. Sushi, a? Bă, dar ce bine arată, zici că e mușculeții, mă, de porc. Vasile, tu vei fi orice, vei fi politician corupt, vei fi primar mincinos, dar porc nu ești! Aaa, ce bună a fost asta, mă, adică m-ai făcut porc, am spus că ai mușchiuleții, mă, de porc. Bă, da, ce-i cu unei... Bă, ia fi aici, mă. Dacă nu vrei să te cazi pe la secția de poliție, dai înapoi tot ce ai furat, ai înțeles? Și poate, scap doar cu amendă. Vasile, de eu n-am furat nimic, eu sunt curat ca albă ca zăpadă. Da, mă, tu și nou născuții de o portate rară. Ce-ai cu robii, mă? Ce tot răvrăjești, mă, cu prostii de-astea? Ce tot îi bagi, mă, ca povești de-astea de 2 bani, a? Să mă bată Dumnezeu dacă știu la ce te referi. Băi, lasă vrăjeala, mă. Lasă-l în pace pe ăsta, că e băiat bun. Dar e prea credul și, din păcate, pune botul la toate prostiile tale. Deci recunosc că îi bagi prostii în cap. Ce ai, bă, să fure că vezi doamne Robin Hood, da? Vezi că ai pronunțat greșit. Robin Hood.
Băi, lasă vrăjeala. Tu m-auzi ce zic? Îl lași în pace, Robi, clar? Mă, Vasile, Robi e un om în toată fire. El e stăpân pe soarta lui și dacă el a hotărât să ia de la bogat și să dea la săraci, cine recu sunt eu să mă pun de-a curmezișul? Ha? Nu știi tu. Ia fii atentă, mă! Uite ce-am găsit la pandele! În curte! Ce cauți aici, Vasile? Vezi că nu ești binevenit la sediul nostru. Celentano, ce-ai, băiatule? Te-ai trezit cu fața la cerșaf? Mai bine cu fața la cerșaf ca mine decât cu fața călcată de tramvai ca tine. Mă, ce dracu are ăsta, mă? Nu știu, mă. Ce-ai, mă? Auzi, mă, ia spune, tu așa prost ești de mic sau ai făcut vreo școală în ultima perioadă? Bă, Celentano, tu ai mare noroc că umbli cu firicel tot timpul, mă. Ca altfel ce? Ca altfel stăteam de vorbă acum, înțelegi? Bă, știi ce ești tu? Ce, mă? Ești dovada vie că în viață se poate reuși și fără creier. Ce-ai, mă, nebunule cu el? Moment! Bă, Pandele, tu când ai fost în vizită la grădina zoologică, nu ți-a zis, mă, oamenii, Pandele, bine ai venit acasă și să te bagi în cușcă cu cimpanzei? Uitași, mă, din gura aia. Auzi, mă, de câte ori trebuie să trag apa să dispar? Bă, bă, te joc în picioare, bă, Celentano, te bat rău de tot. Stai pe loc acolo, ce-ai? Păi tu nu-l auzi, bă, da, că vorbește. Bă, o scatule. Uitași, bă, din gură. Bă, tu ce te bagi, mă? Zău? Păi da, cred că nu pot să mă descurc. Da, mă? Da. Ia să te vedem. Iată, mă, ia și eu să nu mai puteam. Serios, mă? Păi stai să vezi ce-ți dau, mă. Stai, bă, lău, nu te deranja, că vin eu. Auzi, mă, tu te-ai gândit vreodată să dai judecată pe Mata și pe Tacto? De ce, mă? Că te-a făcut turâș și prost, cum de ce? Atâtea fost, mă, că am văzut rume mai isterice ca tine! Eu? Mă bag? Exclus! Cum vrei tu, mă? Bandele, ta ca fetițele, mă! Da, mă, așa! Păi nu vreți să mergem pe la mine? De ce? Să-ți arăt colecția mea de timbre. Adică să facem sex? Ia uite, mă, cine a zis așa ceva că mă face să-și roșie, Doamne? Dar ce crezi că sunt ăla, nu? Păi atunci chiar ai timbre? Am acolo niște cărți poștale de alea cu timbre pe ele. Deci n-ai. Ai aruncat vrăjeala asta ca să mă atragi la tine în casă și din vorbă în vorbă să mă bagi în pat. Dar măcar recunoaște. Mă, dar așa direct ești mereu că nu... Păi la ce viteză are viața asta, mai are sens să ne jucăm cu vorbele, să ne aflăm în treabă? Da, bravo, da, bravo. Deci vii pe la mine seara cu lecția mea de timbre, mi-l arăți și tu pe ale tale. Nu, azi nu. Mâine? Nu știu, nu cred, dar nu e imposibil. Am încercat. Bă, tâmpiciule, mă, t-ajun, mă, în casă. Bă, ai grijă cum vorbești. Păi, ce, lasă-l, mă, că le înțeleg, ești eu supărat. Deci, domnul, mod civilizat, aș fi intrat pe ușă, dar n-am avut cheie. Și pentru că n-am avut cheie, a luat-o și noi pe geam. Deci, problema este, unde e Nea Cornel? La Londra, la Fisu. Problema e că ați băut băutura. Bă, boilor, vă știți cât costă o sticlă de asta? Mai costă și bani după ce căiacru? Vinul ăsta are 200 și ceva de ani. Băi, bă, ce lântă? Băi, pe cum ne spus, că prea s-a umflat placajul pe el. S-au puțin că suntem într-o discuție. Deci, vinul ăsta are 200 și ceva de ani? Da. L-am adus la Nea Cornel să se odihnească puțin. De ce să se odihnească? E cumva agitat? Ha, normal că e agitat, că e de furat tot. Și sticlele astea și sticlele astea toate e de furat. Și nu e de furat de România, e de furat de undeva, de la o mahăr mare din străinătate. Este? Așa și? Dacă e de furat, care e treaba ta? Niciuna. Hai să vă zic paguba. Două sticle de vin, una de rom, una de vodcă. Aveți să-mi dat 220.000 de euro. Te, scuze, cu vin ce facem? Numai sticla asta de vin e 100.000 de euro. Borhot ăsta, 100.000? Borhot pe dracu să vă ia! Că vă omor pe toți firații ai dracu de țărani cocliți! Iartă-mă, Celentano, dar nu te-am mai întrebat, că tu mă dădeai înapoi. Uite, mă, ce m-a enervat ala dracu. Să fure el să ascundă totul aici sub nasul meu și eu să nu-mi dau seama. Bă, chiar că mă îmbătrânim. Azi l-am iertat și pe Robi de niște bani și puteam să-l fac. Bă, Vice, l-ai omorât înainte să aflu și eu. Cât e o sticlă de rom? Ia vezi, mai trăiește? E viu, mă, că respiră, mă. Că i-a dat doar somnul. Deci avem o problemă cu niște oale. Ia du
du-te, mă, de aici și lasă-ne în pace! Hei! Tu vezi că acurea o mână, deci s-a stricat niște oale, corect? Corect! Ce fel de oale? A, cred că de ciorbă, da, de alea mari. Bun. Ale cui erau oalele? Ale lui Aspi. Ba, era ale mele. Așa, ale mele. Ale lui Aspi. Tu ce te bași, ba, mucioasă? Ia, ce l-ai făcut, mami? Ai zis mucioasă? Ce stați? Băi, stop, gata! Nu că contează că ale cui era, că nici nu mai contează. Ale cui era, dracu, să le adă oale. Întrebarea este, cine l-a stricat? Aspirina l-a stricat, dar erau oalele ei. Bă, tu nu auzi să taci din gură? Bă, taci din gură, nu mai te băga, că eu sunt aici pe treabă, da? Deci aspirina l-a stricat, e vina ei. Ce? Ce, mă? Stai, mă, băi, lasă-mă mă puțin, că ești și eu vorbesc aici, deci... Are cineva pretenție la daune? Păi da, eu! Mie, eu vreau 50 de lei. Oh. Mulțumită? Pe cum? La revedere! Ce faci, mă, Celentano? Aspirino, te rog eu frumos, bea-mă lichiorul ăla, mă, lasă-mă, mă, ca să mă ocup de treaba asta. Nu ți-am promis că fac să fie bine. Auzi, mă, da banii mei! Doamna, ce pretenție are? Păi la câte oale mi-a stricat, are de plătit ceva bani. Bă, nu-i dai nimic, mă, că erau oalele mele, pe cuvânt. Ești viața mea, mă, pierd în ochii tăi, dar lasă-mă să rezolv situația. Zi-mă cât vrei! Păi, să tot fie vreo 3 milioane, dacă nu mai bine. Dacă nu, mai bine 2 milioane jumate. Celentano! Băi, Aspirino, lasă-mă, mă, că și eu ce vorbesc. Dă-i, mă, și pe-ăștia. Băi, mulțumită! Ai bine, da? Hai, lasă-mă, ai, că mă și enervezi. Hai, mă. Deci... Justiția română a rezolvat cazul cu celeritate! Fetelor, ce ziceți voi acum, că să cum ar veni, să bem ceva, să ne simțim bine, să ne bucurăm de viață? Da. Ne bucurăm, dar să știi că ele te-a păcălit pe tine. De ce m-a păcălit? Cum m-a păcălit? Te-a păcălit și pe tine și pe aspirina. Adică cum? De ce? Pentru că ele de vine și tu le dă bani. Simplu. L-am dat bani? Aha. Da, din banii cui l-am dat bani? Nu știu. Atenție, surpriză maximă. A, mersi. Din pensia lui soacră. Bă, nu înțelegi? Nu cred! Bă, dacă zic, eu i-am dat ei bani, din banii ei. Bă, pensia ei, că și-așa o ia degeaba. Și dacă fac un calcul, 7 milioane l-am luat pensia, el de judecat de 3 milioane, a rămas cu 4 milioane. Aspirino, te rog din toată inima, bă, când te înveți, nu mai da bălcă cu brut. Hai să bem, că până la urmă decât asta ne-a mai rămas. Și câte revelioane o să avem de acum încolo? Multe, puține, câte o să fie. Oricum o să fie la fel de proaste ca alea dinainte. Nouă atâta ne rămâne, o datoria noastră este decât să râdem. Că mă duc în Dubai, Paris, ca să mă duc să-ți fac, să-ți iau, să te duc. Ca să-ți iau, să te fac, balară-te, mică, care ce ești. Ce zici, mă, acolo? A râgâit un cântec. Și mai vă zic ceva. Pe cărarea vieții, dacă se întâmplă să vezi în calea ta o balegă, nu uita că există și varianta să o colești, nu decât să calci în ea. Păi și dacă nu vezi, că eu am pățit-o. Te uși acasă și te speli pe pantofi. nu cremă, unde-i butelia? Ma, iar ai uitat-o! Da, mă! Bă, ești prost! Bă, tu vrei să-ți pun un bilețel de la păgât ca să știi tot timpul unde te duci, mă? Bă, fii atent, Bobisor, deci m-am întâlnit cu Petrișor și mi-a făcut cinste cu punga asta de chipsuri, mă. Păi și Petrișor ăla te-a întrebat unde te duci, mă, ca să-i răspunzi. Ce rea cu mă ție dacă îți dă cineva bună ziua pe stradă, tu uiți cum te cheamă? Dacă m-a ținut ăla de vorbă, mă, Bobiță, tu nu știi, mă, că vorbește ăla? T-a ținut Petrișor de vorbă. Ei... Bă, tu aveai o treabă să aduci butelia, tu vrei să te iau la bătaie să te... Ia... Mă, unde e ăla? Nu cred, a scăpat? Mă, unde e? Hai de capul meu.
Ce ți-ai zis eu, bre, să le iei ușor că se sperie? L-ai luat tare, l-ai înghesuit, l-ai ceva de a fugit. Ăla nu-ți mai vine acum de când a dat sezonul ploios, că e când i-o fi frică de tunet. Nu m-a lăsat capul proastă acolo, i-am dat șniță. I-am dat bere. Bă, băiatule, a fugit de zici că am pus câinii pe el. Bă, dar nu trebuia să-i dai să mănânce. I-ai dat să mănânce, la revedere, a prins energie și a fugit. Trebuia să-l lași înfometat, că dacă era foame, era moale și cășunaia acolo. Bă, bine, mă, și eu ce fac acum, mă? Că l-am trimis și pe fiul la vărsul la Slobozia. Căci că mă distrez și eu un pic în seara asta. Ce fac eu? Eu știu. Dorele? Ce, nu mă mai duc, mă, lasă-o, dă-o dracu de butelie, stai puțin. Uite care-i treaba. Eu mă duc. Am mă dus să repar aponetrele, că i s-a spart pe WC-urile și așa mai departe. Și tu rămâi aceea cu doamna frumos și ai grijă de doamna, că doamna este o clientă fidelă care bea sticlele de... În fine, el este Dorel, ea este... Mă duc să văd! Ia, va intra ceva în ochi. Ți-a? Mie, nu mie, lumea ta de că e acolo să... Ce? O să mă tutui. Da? Auzi? Tu știi să cânti? Da. Hai cântă ceva, că apare, așa apare, e tuneric, pavițe! Nu, mă. Mai pe veselie, așa, să ne veselim și noi. Cucuru, cucu, paloma! Unde e? Unde e, Vasile? Mă, unde e, mă? Ce intri, mă, așa, Gatruci? Te crezi la rovine? Unde e? Bună ziua! Să trăiți, cu respect, ce mai faceți? Sau hai, sictir? Pe tine, mă, mica ta, și te-ai învățat, mă, când intri undeva? Ia zi. Bună ziua! Unde e? Cine, mă? Crema de mâini? Colacul de sarvare? Perioada de dinți? Ce mă întreb pe mine, mă, unde e? Mie să-mi zici cine să fie unde? Mă, Vasile, Robi, unde e? A, nu știu, mă. A, este mă așa. Ce? Ia uite, mă, aici nu e. Băi, Vasile, termină, bă, cu miștocărelile astea, bă, că pun mâna pe el și ți-l joc în picioare. Fii atent aici. Și de ce spui mie asta, mă? Ce sunt, taxul? Dar ce ți-a făcut azi? Mi-a dat amendă. Și mi-a zis că sunt gras. Eu, gras. Păi sunt osos, sunt mâncăcioar, mănânc mult. Dar eu nu sunt gras, mă, nu sunt. Nu ești, mă, nu ești deloc gras. Ești aproape ca Stallone că mănâncă numai ciorbă. Înțelegi? De-aia zi, mă, de ce ți-a dat amendă? Ce ai făcut? Ia zi. N-am făcut nimic. Hai, mă, zi. M-am parcat neregulamentar. Păi și n-ai parcat așa, neregulamentar? Păi, da. Păi și atunci ce vrei, mă? Păi da, și până acum n-am mai parcat neregulamentar, dar nu mi-a dat amendă. Și acum uite-te și tu, mi-a dat amendă. De ce? A, înseamnă că v-ați luat de la ceva, este? Ia zi, mă, de la ce? Nu știu, n-am. Hai, mă, că trebuie să fie ceva, că nu se poate. Vasile, mă, undeva v-ați gândărit acolo, nu, zi? Nu, ne-am gândărit, mă, jucam table acolo, ce le-ați gândărit. Și am zis eu că m-am întâlnit cu Gianina și am zis, bă, Gianina, ce frumoasă ești. Și Gianina mi-a zis mie că m-am lăsat în spate, eu, că m-am lățit în spate. Da. Și s-a ofticat ăsta, s-a enervat și m-am enervat, păi l-am dat afară din curte. Păi până la urmă la mine în curte face așa, mă? Păi la mine în curte stă cine vrea eu, mă, nu cine vrea el. Da, băi, ai dreptate, dar și el are, mă. Păi cum așa, adică cum? Păi dacă tu ești prieten cu el... Așa. Ești, da? Da, sunt. E, băi, ar trebui să știi că de Gianina nu trebuie să spui niciodată nimic, mă, că stai gelos. Și când e gelos, ăsta vede negru, spun. Deci niciodată discuții despre Gianina. Cam zis și eu de Gianina? Paul, păi da, mă, că zici că e frumos. Stai, mă, Vasile, că doar am zis, n-am... Păi da, mă, dar pentru el tot o jignire, stai, înțelegi că așa e, n-ai ce să faci. E topit după Gianina. Eu zic așa, du-te frumos, dar cere scuze, că e păcat, mă, să distrugeți prietenia asta frumoasă dintre voi de la femei, știi? Nu cer nicio scuză, nu cer scuze. Eu nu deci plătesc nicio amendă, fii atent aici, nu plătesc amenda și cu asta basta. Bine, mă, treaba ta, hai, fă ceva, acum lasă-mă că nu vezi că am treabă, hai. Bine, Vasile. Auzi? Unde e? Mă, dacă-l vezi cumva, dacă vine și-l vezi, spune că l-aștept acasă să stăm și noi de vorbă acolo, da? Da, m-am înțeles bine, hai. Da? Bine. Hai, sănătate. Hai, noroc. Bun, ne dăm drumul. Minge. Minge, mă. Fericire. Da. Tu ești primul, m-ai înțeles? Da. Cel mai important,
Folosiți șpițul, da? Când dai tare cu șpițul să aibă mingea direcție. Ia atent, fericire, la fluierul meu, m-ai înțeles? Da, mă, da. Dorele, ești pregătit? Lopot, pisica, ia uite-le! Bă! 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 Ce-ai făcut? Bravo, bravo, Dorele! A apărat-o, băi! Da, da, apărat-o, cu dinții, da. Cu dinții, da, e foarte bine. Băi, ți-ai și eu ție, bă, când fluieră? Da, da, eu am înțeles că fluieră după ce dau, mă. Păi de ce să fluieră, mă, după ce dau? Se fluieră înainte, parara, mă, care ești după, la ce să fluieră, la mierle? Hai de cap. Ia zi, Dorele, cum e, mă, latex, piele originală, cum e? Bă, prostule, nu mai râde, fii atent, bă, mă, că dacă mai râde, eu plec acasă. Bă, ce dracu ai, mă, de râză? Bă, nu mai băga în seama pe prostul ăsta, vezi de treaba ta. Tu ai grijă să nu scadă mânușile aia din mână. Da, lasă-mă, dau o dată. Lasă-mă, e rândul lui Gianni acum. Hai, mă, da, gata. Dă-mi coață, vezi, bă, Gicianu fotbalului acum. Fii atent, ești pe fază? Bă, fii atent, când fluier eu, m-ai înțeles? Da. Dorele, ești pregătit? Da, bravo. Atenție, la hai, fluierul meu, dacă ești pregătit... Bă! Viața cu prost, am vrut să dea intenționat, am vrut! Bun, da, da, mă, că n-am dat intenționat, nebunule, oh! Am văzut că și Firicel a dat tot acolo! Bă, ce dracu ți-ai și eu magiciene ca să aștept să dau fluierul? Tu nu ești sănătos! Păi dacă nu mai fluierea o dată, am dat, dar tu ai văzut ce direcție am avut? Păi ia-ne direct! Deci intenționat am vrut, mă, gata! Auzi, bă, că n-am făcut-o intenționat, ce dracu să facă ăsta, bă, bă, n-are să dea asta. Unde vrei să pleci? Ia, mă, da, casă, mă, nu mă mai joc! Da, mă, nebunule, că n-a fost intenționat, am văzut că și Firicel a dat la fel! Bă, ăsta de prost încât te-o mir ca nimeni mingea, ce dracu vorbim aici, mă? Ia mânușile astea, stai în poartă acolo, mă, pregătește, mă, nu mai ai... Bă, ce dracu, mă, tu la fluier? Uite, fii atent, deci Gianni nu mai are voie să dea. Dacă mai dă Gianni o singură dată, am plecat. Mai Gianni acum, ai Celentano. Celentano, treci la execuție. Da, da, mă, să atunci o să dea, mă, Celentano. Celentano joacă în apărare. Bă, nu contează de ce dă Celentano. Te-am întrebat-o ceva? Vrei să te iau la palme aici să fac una cu pământul? Așa se face la antrenamente. Dă toți jucătorii. Își convine, își convine, plece acasă, că e alt portar. Celentano, ești pregătit? Da. La fluierul meu, mai înțeles? Șpiț puternic tare, da? Celentano, Celentano, fii atent, ai grijă la direcție, te rog eu frumos! Bă, tu ai grijă, că oricum îți dau gol, a înțeles? Unde e mingea? Ce, mă? Unde e mingea? La piciorul tău, boule! Băi, nu mai vorbi așa, că mă deconcentrez jucătorii! Ole, ole, ole! O să ducem! Mamă, i-ai rupt căpățâna, panarama care ești! Bă, l-ai omorât, bă! Ma, mi l-a terminat! Bravo, doamne! Danicule, da, rață, stăm la teren, vină cu acă, te așteptăm aici. Ia zi, bă, mai respiră. Respiră, mă. Gata, mă, lasă că l-o vor. Vezi, mă, că ai intrat iar în casă, da? S-a dus după gard, în stânga. Ha? În stânga, boule, nu-n dreapta. Așa, așa, așa. Păi stânga mea sau stânga dumneavoastră? A intrat iar în casă. Vezi că a intrat în casă. Vezi că a ieșit pe geam. Haideți, domn primar. Ia sură-mă că nu-mi găsesc telefon. Ce? După ce te sun, mă? Cum adică după ce să mă suni? Că... Sură-mă după mop. Sură-mă după mop. Ia mop-ul, formează numărul 0759028 și eu răspund pe după aia pe asta, pe găleată. E bine? Tu crezi că merge, mă, să sun după mop, mă? Nici eu nu cred că merge. Sură-mă, dracu, după telefonul tău să văd unde e bârâie ăsta al meu, că nu-l găsesc.
Nu mai găsesc nici eu pe al meu. Ia, nu mai găsești nici tu pe al tău? Nu. Mă! Aici se întâmplă ceva. Ce s-a întâmplat? Nici tu n-ai telefonul, nici eu nu-l găsesc telefonul. Da. Nu-mi fi telefonul meu pe la tine? Ia! Ce? Ia-o-te-l, măi! Nu cream, mă, era la tine! Ia-o-te-a, dracu, dacă îți dau doi pumni de aia mari în gura aia mare de somn, dracii tăia, ce caută telefonul meu la tine în buzunară? Roboții, mămiță, vin roboții! Cine vine? Vin roboții peste noi, mă, și din cauza la telefoanele astea o să ne găsească roboții și o să vină să stea în locul nostru în casă, mă! Ce dragi de roboți vin, mă, roboții ai tăi ai făcut din pachet de țigări de aia la capul patului? Nu, bobiță, nu, roboții adevărați, mă, aia o să vină peste noi și o să ne ia și locurile de bucă și casă și tot și noi rămâne pe drumuri, mă! Mă, din cauza la telefoanele astea! Ce înțeles e, mă, prostia asta? Nu e prostie, bobiță, că toată lumea s-a angajat în locul la oameni, muncesc de un robot acum, știi? Și robotul vine frumos, îți ia locul de muncă, se odihnește în locul tău, se relaxează în locul tău. Tu dai dracu, mi-am băturat, îmi vine robotul și până mă dă afară. Bă, te mai întreb pe tine încă o dată, oprește dracu din plâns și zici și mie, cine ți-a băgat ție tâmpenia asta în cap? Cine ce? Cine ți-a băgat tâmpenia asta în cap, e surd? Bă, voi de ce păcăliți lumea, mă? Nu vorbesc decât în prezența avocatului meu. Ia uzi, poți să intrăm și eu ceva, Robi? Mersi! Băi! Băi! Stai, mă! Băi, aspirinul! Băi! Băi, de simțiților! Băi, de simțiților, mă! Bă, stai! De ce păcăliți, mă, oamenii, mă? De ce păcălești oamenii? A? De ce nu mergem la muncă cinstită? Cine v-a pus, mă, să faceți asta? Băi, aspirinul, potolește-te, mă! Cum să mă potolești, mă? Tu știi că le simțiți ăștia mi-au luat 200 de lei de dimineață? Că băi, s-au uitat un pic la casă și m-au păcălit? Pe mine nu! Ruda! Asta mă oftică și mai tare! Robi, nu ai treabă acasă? Ce treabă să am acasă? N-ai uitat ceva pe foc? Ce, m-am ceva pe foc? Da! Mă, vrea să pleci ca să-i bată pe ăștia bine. Băi! Ce e acolo, mă? Vai, un elefant! Bă, ce uite, frumos! Uite-le pe Băi! Aia aspirină, mă! Ce faci aspirină? Ce faci aspirină? Nu mă potolesc, mă! Ce e ăla, mă? Ce e ăla? Detector de metale? Da? Nu, te mai întreb o dată. Ce e ăla, detector de metale? Eu vorbesc numai în prezența avocatului. A, o să fie cam târziu, mă, băiatule. De ce? De ce? Că nu o să mai ai dinți în gură. De ce să mai ai dinți în gură? De ce să nu mai ai? Că nu o să fac eu colier de-aia. Băi, gata, bă, aspirino. Doamne, dacă așa urât faci pentru 200 de lei... Ce mai? Tu să știi, băi. Sunt banii mei munciți, mă, nesimțitule. I-am muncit cu greu. Îți bagi joc de banii mei. Și unde sunt? Unde sunt, că i-a căutat și nu sunt la voi? Ia-te sacușa aia. Nu, las-o, că dacă dă cu palma e mai rău. Mai are și inele. Na, că ai dreptate. Păi stai-ți mă așa, că eu nu mai înțeleg. Nu era fața când are fier în pereți, n-au zis ei bine, de ce îi arestezi? Băi, Gianina, dar copilul ești, mă. Anchetele nu se fac așa, mă. La experiența mea, la început întins capcana, după aia a prins vulpea. Nu înțeleg. Ce nu înțelegi, bă? Casa asta așa pare ea dărâmată, dar are o grămadă de fier în ea. Bă, de unde știi tu? Păi știe că acum foc câțiva ani de zile când s-a desfințat o cale ferată pe acolo, pe la Dridu, tăticul a furat într-o seară foc 50 de metri de șină de cale ferată și nu avea ce să facă cu ea, a băgat-o în pereții casă. Și acum ăștia când a venit cu șmechereala asta, noi ne-am dat seama că e excroci. Bă, și eu când m-am zis. Auziți? Dar dacă vă spunem unde sunt banii dumneavoastră, ne lăsați să dăm un telefon? Da. Să zică și domn polițist. Bine, puteți să dați un telefon. Poți să mă ocup, Robi, sigură de banii mei? Banii sunt la ăsta. La care ăsta? La ăsta? Ce la Ardiles? La Ardiles, exact, am uitat cum îl cheamă. I-a luat mai devreme, i-a repă toți. Nu te văd aici, bă. Mai exact 300, 200 stai dumneavoastră. Bine, tu să vin! Dă-mă banii înapoi! Dă-mi banii, Ardiles, că dă-mă nici pe tine! Stai puțin. Ca să vezi că nu numai tu ești o doamnă. Ia-ți paguma înapoi. Mersi. Așa, și acum se poate să dăm un telefon? Eu nu am minute. Ce, mă? Ce minute, mă, prostule? Ia uite-l. Ia uite-ți în țară. Uitați, Balta. Ia vezi muscă, vezi muscă, mă. Muscă. Ia-te, mă, acolo, muscă. Nu vă prost, mă. A zburat, mă, acum, mă. E mare pe hectare. Băi, dar terminați odată, mă, că nu pot să mă vorbesc cu omul. Lăsați-mă cu astea. Puteți vedea. Da, e... Zi-mi, te rog, acu' e Balta.
Balta este un afluent artificial al Neajdovului făcut pe timpul Ceaușescu. Bine, ia balta, ea a fost și a mea, dar la un moment dat am avut un exces de... Așa, și am dat-o către primărie, actele făcute pe primărie. Dar nu e o problemă aici, că eu sunt foarte bun prieten cu primarul și e doar vorba de formalitate, semnăm și imediat să... Adică, ea mea, cum ar merge. Bun. Păi, în cazul ăsta... Da. Aș vrea să o cumpăr. Bravo, bravo, da. Am vrut să vă și zic că... Dar... Ce vreau să știu este dacă are pește. Bâhâie de pește. Are pește, adică odată la 2-3 zile scoatem tone, adică luăm camioanele și... Noi suntem furnizori de pește pe ce înseamnă călăraș și anumite, inclusiv Giurgiu. Ajunge la Giurgiu la graniță, bine, ce rămâne așa mai mic, cărășeli și ce aruncăm la bulgari, că vă dați seama, nu mănâncă, are oase și copiii se neacă și are. Deci vreau să mâncnește de pește. Unde dai, mă, așa? Ia cere scuze la domn. Ia cere scuze. Ce să cer scuze? Că l-ai lovit pe domnul când vorbește. Avea o libelulă pe zi. Nu mă, că era capul tău, libelulă. Că tu n-ai văzut, mă, te fi tu salcie la mal, m-aș face rău, la umbra ta! Stai, mă! Termină. Mersi. Eu zic că s-a auzit bine, nu? Vai, vai de capul meu, deci costinești, pâine în aer! Adică e mult mai bine decât original, adică Aurelia și Milia o cântă în mai... în fine. Serios? Da. Hai de capul meu, Japonia! Păi știi ce vreau să fac în cazul ăsta? Exact acolo vreau să fac o sală de concerte. Pe lac? Da, păi, adică vreau să fac ceva așa, rotativ, știi? A, cum e pe parcă, ca la Calatis, adică să fie mai pescuiești, mai asculti o muzică Aurelian Temișan. Bravo, e șmecheră treaba, adică... Păi ce să mai? Hai să vorbim cu primarul. Da. Pe aici. Primarul.